încerc să mă prezint cam în jur de jumătate de oră cu o parte introductivă, ca să nu pierd timpul și să încep o analiză generalizată a tuturor cursurilor câte un pic. Și după aia o să începem curs începător pentru acordarea primăștorilor și condiții la nivelul cunoștinților dumneavoastră, cei ce o să primiți din partea de prezentare. După cât ați fost informați, sper că domnul Argeșan și cineva a organizat, v-a spus că vine doamna Postolache de la Iași. Sunt doamna Postolache și sunt reprezentanta centrului ISA. ISA înseamnă International Sujok Association. Deci Asociația Internațională Postolache. Aveți clientelele și în clientele sunt toate datele despre centrul nostru. Noi în România l-am numit Centru de Cercetare Științifică. Recent, în anul 2013, a fost primul congres internațional în luna lui Mai, în care am luat hotărârea cu peste 30 de reprezentanți din lume, ca centru să se numească în toată lumea ISA. ISA România, ISA India, ISA Rusia și așa mai departe. În felul acesta, toate site-urile se vor schimba din Sujok Center, se vor schimba în ISA. Dacă se poate de adus scaune de jos de undeva, mai puneți un rând pe hol. Că se pot aduce că scaune mai mici sau ceva mai mărânt. Deci am ISA Internațional? International Sujok Association, în limba engleză. Asociația Internațională Sujok. Faptul că noi suntem asociație internațională, de-aia marea majoritate a materialelor deja le veți găsi pe site-uri în limba engleză. Toate materialele puneți ISA, India, ISA, Rusia și găsiți imediat despre informații despre asociație. Și acum scurt istoric. Vă rog frumos liniște, pentru că sunt după o viroză. Am o laringită cronică, nu vreau după 4 ori să nu mai am voce. Eu își zic, cei mai tinerii bărbăței pot să așeze jos, că e mai ușor de scris. Aici, în față. Eu accept. Deci aici, în față, băieții care sunt mai tinerii, dați locurile la doamne și veniți și vă așezați. Pentru că o să aveți o formă de meditație, nu e nicio problemă. Noi la meditație nu stăm? Șezut? Așa. Așa. Deci prima întrebare este sub joc. Ce înseamnă sub joc și de unde vine această denumire sub joc? Unii încearcă să mai spună sujuk, sujok, deci normal se numește sujok, cu o plin. Vine din limba coreeană, ceea ce semnifică su, mână, joc, picior. Și este lucrarea unui mare om de științe din Seul, Coreea de Sud, profesor Park Jae-woo. Această metodă de corespondență a părților corpului fizic, atât în mână cât și în picior, sujok, a luat naștere în Seul, încă de pe băncile școlii, când profesorul era student la Facultatea de Medicină Populară din Seul. În 1984, profesorul a absolvit această facultate, iar în 1987 deja a dat naștere unei noi științe, așa numite sujok. A fost inspirat din medicina tradițională coreeană, numită Sujicheon-sur.
sub zicensuri era o corespondență a părților corpului fizic, unde era proiectat capul și toracele pe degetul mijlociu, iar mâinile și picioarele pe laterale. Sugyoku este un alt tip de corespondență unde este trecut corespondența capului, nu pe degetul mijlociu, ci pe degetul mare. Și profesorul Park a reieșit din această corespondență a părților corpului fizic, studiind foarte mult atât religiile universale, cât și filosofiile tuturor civilizațiilor globului pământesc. Și a înglobat totul un tot în tot. În felul acesta, pentru prima dată, în 1986, el a prezentat această metodă în Rusia, Moscova, și, din fericire, profesorul a rămas pentru câțiva zeci de ani buni la Centrul de Cercetare Științifică în incinta Ministerului Apărării, pentru că toate centrele de cercetare științifică sunt considerate centre secrete, pentru că tot ce se cercetează trebuie întâi securizat. În felul acesta s-a dezvoltat această știință în continuare pe teritoriul Moscovei, la Facultatea de Medicină, în Centrul de Cercetare Științifică. Pe parcurs, profesorul a dezvoltat mai multe teorii de corespondență a părților corpului fizic și mult mai târziu a fost primul om de știință în 1996 care a primit primul cel mai mare echivalentul premiului Nobel în San Francisco, fiind recunoscut ca cel mai mare om de știință cu peste 900 de brevete în domeniul acupuncturii și reflexologiei. Toată lumea, mai ales în România, după 14 ani de conviețuire cu dumneavoastră, eu sunt venită de 14 ani în România, de 97, în mai am împlinit 14 ani, toate le cunosc, dar pe bucățele. Fiecare știe bucățica lui și nimeni nu cunoaște un tot în întreg, ca să poată rezolva un tot în tot. Sugyoku vă dă posibilitatea această, dar, din păcate, totul ține de conștiința fiecărui în parte. Necesită cunoștințe generale, fizică, chimie, matematică, ca la biologie, anatomie, ca la medicina generală. Necesită cunoștințe, la nivel mai înalt, cunoștințe de medicină. De aceea, cursul este separat după programul analitic, care l-ați văzut dumneavoastră, în câteva module, de peste 15-16 module, și sunt separate în cursuri speciale și cursuri de bază. La nivelul de începători, aveți primele trei cursuri, la cursurile de bază. Cursul de corespondență, sistemele energetice și sugyokizone, care se termină cu cursul special de Tai Chi și Samongong. Dumneavoastră acasă o să studiați posibilitățile cât de profund și cât de multă materie este în acest cursuri, în aceste module și cei care o să dorească să-și îmbogățească cunoștințele și să evolueze ca să-și găsească răspunsul și la alte întrebări, sunteți bineveniți la cursurile noastre pe parcurs. După ce veți face o, să zicem așa, o părere, după ce o să învățați ceva de aici. Poftim? Hotărâm la sfârșit, deocamdată dumneavoastră ați venit să faceți cunoștință. Totul se va hotărâ la sfârșit, luăm hotărârile împreună. De-aia am venit aici împreună, ne-am organizat împreună, ca să fim totul împreună. În felul acesta, în România, Sugyoku a venit în 1997 și am fost primul medic care am legalizat sugyoku în România. Și din fericire, suntem prima țară europeană care avem legea 118 cu legalizarea a câtorva zeci de terapii complementare. Ceea ce, prezentând această lege la acest congres internațional care a avut loc în Cipru,
Și India, și America, și Israelul au fost foarte încântați, pentru că acolo figurează legal, la nivel de stat, sub job. Toate țările au legalizat sujocul individual, particular, noi am legalizat la nivel de stat. Ceea ce este un pas înainte. Acum urmează următorii pași. Legalizarea prin Ministerul Educației și Cercetării și legalizarea prin Ministerul Muncii și Educației. Avem pași lungi de mers împreună, de aceea prin cursurile dumneavoastră poate numai să se dezvolte sujocul, pentru că chiar dacă suntem un centru de cercetare științifică, nu suntem sponsorizați, absolut nimeni nu ne dă nimeni nimic, tot ce putem, din punct de vedere, să zic, contabil, tot ce putem strânge din cursurile dumneavoastră, din pacienții noștri care îi avem la partea practică, am dovedit în ultimii 5 ani și am editat primele 5 cărți, traduse în limba română. Din păcate, nu le avem la vânzare pe toate, pentru că nu am bani să editez. Această carte este ultima carte editată acum 2 ani. S-a editat un lot de 50 de cărți la ultimul seminar internațional și am rămas cu acel lot de 50 de cărți, pentru că eu nu mai am bani de editură. Celelalte cărți mai sunt în stoc câteva, care le dau numai la cursanți. Din păcate, conștiința noastră este foarte limitată și toată lumea crede că dacă are la îndemână un abecedar, poate să termine clasa 3-a, 4-a. Din păcate, este greșit. Chiar dacă avem abecedarul în față, ne trebuie profesor. Ne trebuie un om specializat, pregătit, ca să vă poată aduce informația. Și problema conștiinței se dezvoltă la metoda SUGEO, cum să dezvoltăm conștiința și ce înseamnă conștiință. Alea sunt la cursuri speciale. Cursurile de bază sunt pentru cei care au conștiința limitată. Cursurile speciale sunt pentru cei care au conștiința foarte deschisă. În felul acesta, la cursurile de bază sunt binevenit orice, mai ales la începători, cursurile de bază pentru acordarea primului ajutor. Indiferent, chiar și copiii de clasa 1-a și grădinița de copii, deci la ruși avem programe de dezvoltare a sujocului în grădinița de copii, avem dezvoltare în școli educative și în fiecare centru de sujo, fiecare clinică particulară, poți să vii să te așez jos, te primesc. Unul din cursanții noștri care are centru de sujoc în Călăraș, kinetoterapeut, acupuncturist, medic. Mai sunt în sală cursanți de-ai mei, care nu sunt practicieni, dar își ajută familiile, pentru că au făcut cursurile de bază. Să iau ăsta de aici. Așa. Am rămas la conștiință, da? Deci, ceea ce intenționez să fac la cursul de astăzi este să vă dau corespondențele părților corpului fizic și cum să vă ajutați primul ajutor, prin orice mijloace. Pentru că sujocul față de restul reflexoterapiilor care există, nu vorbim de acupunctură, pentru că noi deja sujocul se desparte în două părți. La cursuri de bază sunt cursuri de reflexoterapie sujoc, la cursurile speciale sunt microacupunctură sujoc. Toată lumea zice acupunctură, acupunctură. Din păcate, este o mare diferență dintre reflexologia clasică chineză și reflexoterapia coreană. O mare diferență dintre acupunctura chineză și acupunctura coreană. Microacupunctura coreană este prima acupunctură din lume care s-a apropiat cel mai aproape de medicina alopată. Pentru că reflexoterapia medicinii chineze s-a limitat la 5 elemente. Dumneavoastră, dacă ați învățat chimia la școală, știți că acolo avem 8 perioade, 8 tipuri de elemente. Așa e sau nu e așa? Da.
Putem să funcționăm la 5 elemente sau la 8 elemente. Normal că cu universul nostru funcționează la 8 tipuri de elemente. O altă, așa zis, comparație dintre medicina chineză și medicina coreeană este că fie că în medicina chineză s-a pierdut sau s-a conservat în așa fel că informațiile nu au ajuns până în secolele noastre 20-21, pe când profesorul Pak a fost primul om care a dezvoltat mai departe de la 5 elemente, 6, 7, 8 până la 9 chakre. Dumneavoastră știți 7, noi am dezvoltat 9, pentru că există și întunericul, nu numai lumina, da? Și el unul fără altul nu există, dar mai există și plexul, care nimeni nu cunoaște, nucleul. Și în felul acesta, toate terapiile civilizațiilor antice sau civilizațiilor din vechime au fost încetul cu încetul de către profesorul Pak dezvoltate și evoluate. Și toate au fost aduse, apropiate de medicina contemporană. Pentru că medicina contemporană, față de medicina netradițională, a început să evolueze cu pași foarte rapizi. Și iarăși ne punem întrebarea, oare de ce? Conștiința leneșului. E mai ușor să înghețim o pastilă decât să punem mintea la contribuție. Mintea, conștiința, conștient, subconștient și așa mai departe. De aceea medicina chimică, chimioterapică, a evoluat. Dar nu întâmplător a evoluat, că aveam nevoie și de această evoluție. Evoluția, medicina evoluează în continuu. Cineva a zis, astăzi voi fi ca student. Medicul și, în general, omul, este omul care învață o viață. Și undeva într-o carte a lui Freud este descris despre o doamnă, și noi avem doamne de peste vârsta de 70 de ani, care și-a dorit la vârsta de 80 de ani să facă facultate. Și i s-a pus o întrebare, pentru că la 80 de ani a terminat facultatea. De ce ați venit la această facultate? Am venit să-mi caut un bărbat frumos, bogat, să mă mărit, să mai fac doi copii și să mor fericită. Și atunci a mai replicat un lucru. Niciodată nu-i târziu să fii ceea ce trebuie să fii, ceea ce vrei să fii, ceea ce îți dorești să fii. Și nu contează că avem 5 ani sau avem 85 de ani. Avem aceeași vârstă de a cunoaște. Universul este nelimitat, adică infinit, și cunoașterile sunt nelimitate. Dumneavoastră murim și nu le știm pe toate, da? În felul acesta, orice este binevenit. Acum, mintea selectivă. Asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie. Nu trebuie să încărcăm mintea cu tot ce ne se dă, ce ne se oferă. Pentru că fiecare suntem o individualitate și asta mi se potrivește, asta nu mi se potrivește. Pentru că vibrația conștiinței personale se potrivește pe un anumit canal. E bine să le cunoaștem pe toate, dar să merg pe canalul meu, ceea ce este destinat mie însumi. Pentru că nu putem să le îngrobăm, că dacă le băgăm pe toate într-o oală, nu avem nimic gustos, așa-i? Da. Da. De aceea trebuie să devenim și selectivi. Deci psihologia individualității fiecărui individual. Deci, dacă mi este destinat să fiu un medic, să mă specializez în chirurgie, eu voi fi un chirurg perfect. Dar de ce să fac și homeopatie, și neurologie, și nu știu mai ce, și nici nu-l fac ca lumea? Deci fac un lucru până la capăt, dar îl evoluez, îl dezvolt. Pentru că asta este ramura mea care trebuie să o fac. Asta a făcut profesorul. S-a gândit, de ce civilizația secolului 21 învață ceea ce a scris împăratul Galben cu 2500 înainte erei noastre. Și de ce la nivelul secolului 20-21 nu dezvolt ceva mai apropiat conștiinței noastre, contemporane. S-a terminat cu poveștile. Trebuie să ne apropiem și de adevăr. În felul acesta, profesorul Pak a dezvoltat
după ce a dezvoltat cele 5, 6, 7, 8 elemente, a dezvoltat teoria triplei origini. Și această teorie, din fericire, este pusă pe masa premiilor Nobel. Pentru că este cea mai înaltă distincție din cercetarea și invenția profesorului Pak. Pentru că este ceva nou în toate tipurile de terapie. Este ceva care poate fi aplicat în orice, în tot, în tot. În sfârșit, a apărut o știință care poate fi aplicat ca un tot, în tot. Dar fără baze, iarăși fără ABC, nu putem ajunge la tripla origine, ce e aia tripla origine. Deci am ajuns la tripla origine. Și așa mai departe. De aceea, la nivelul conștiinței dumneavoastră, dacă ne vom imagina, puteți să vă desenați, puteți să ne vă... Deci, imaginați-vă corpul fizic uman într-o formă de piramidă. Și patru nivele, patru trepte de dezvoltare a corpului fizic. Prima treaptă, a doua treaptă, a treia treaptă și treapta a patra. Deci este o prezentare a materiei dumneavoastră acolo, ca parte de prezentare a programului. Deci toată lumea din sală, de la grădiniță și până la facultatea de medicină, învață anatomia corpului fizic, materia. Ce e materie, știți? Este un conglomerat de particule. Corpul nostru fizic este compus din miliarde de particule restrânse. O să ajungem mai târziu cine a strâns aceste particule, că nimeni nu a dat această informație. Treapta a doua, deci aici toată lumea știe despre mă doare mâna, mă doare piciorul, mă doare ficatul și toată lumea știe unde sunt, pentru că se văd. Asta este vizibil și palpabil. Materia este vizibilă și palpabilă, da? Mai puțin este dezvoltat capitolul sistemei energetice. Aici se bagă un pic fizica, metafizica și filosofia. Și filosofie până la capăt, fără argumente. Aici avem dezvoltat capitolul sisteme energetice, nu numai la nivelul care îl cunoaștem noi, pentru că marea majoritate știu de cele 12 meridiane și atât, dar nimeni nu știe de meridianele diamant, de meridianele triplei origini și de meridianele spirală. Știați așa ceva? Nu. Dar profesorul a dezvoltat teoria meridianelor diamant, meridianele triplei origini și meridianele spirală. Toate au fost inspirate din civilizațiile globului nostru. Cu cine se aseamănă diamantul? Piramidele din Egipt. Cu cine se aseamănă spirala? Știți când a apărut încă noțiunea de spirală? Încă când a apărut turnul din Mesopotamia, Babilon. Da sau nu? Babilon. Turnul Bab. Așa. Iar tripla originii este secolul 21, dezvoltarea profesorului Pak. O să vorbim despre tripla originii mai târziu. Treapta a treia, stările psihoemoționale. Cine le dezvoltă? Parțial le dezvoltă psihologul și psihiatru. Dar bioterapeutul, fizician sau reacțiile chimice care rezultă le dezvoltă cineva. Foarte puțin se vorbește la biofizică în facultatea de medicină și acolo sunt niște bucățele scurte. Pentru că sunt numai niște reacții chimice și rezultatul reacțiilor chimice. În rest, psihoemoționalul este așa ceva învăluit, foarte vag. Și iarăși sunt filosofii la nivelul de psihoemoțional. Să cunosc câteva emoții și atât. Profesorul Pak a dezvoltat
8 tipuri de emoții, iar în tripla originii sunt 24 de emoții. Ați știut că avem 24 de emoții? Nu. Și următorul este mintea. Mintea care ne minte. Sau rațiunea. Și atunci, ăsta este beculețul care primește informații atât din afară, cât și din interior. Mintea noastră, rațiunea noastră, meticulează sau analizează informația și o transformă în emoții. Emoția noastră trăită de lungă durată dezechilibrează sistemul energetic. Și abia mult mai târziu, sistemul energetic conglomerează particulele energetice și le transformă în materie, în boala care am dus-o de lungă durată în nucleul rațiunii. E logic? Noi, ca medici, tratăm aici, dar de aici nici nu ne batem capul. Dar acolo, hardul lucrează, fără să conștientizăm. Și atunci, informația, atât pozitivă cât și negativă, dacă este, să zicem, soare în mintea mea și gândesc pozitiv, dușul ăsta de foarte bine și îmi curăță toate straturile și atunci corpul meu fizic este perfect sănătos. Dar, dacă eu aici îmi fac fel de fel de gânduri negative, fel de fel de iluzii, că suntem inventivi și mintea noastră gândește. Avem tot 24 de tipuri de minți care ne minte. Ei, toate aceste iluzii se duc încet, încet pe aceste straturi și atunci corpul nostru fizic suferă. Noi tratăm aici, dar cauza este aici. Noi putem să băgăm niște tranquilizante degeaba, pentru că mă fac legumă și îmi fac legum și. Și atunci nu mai coordonez, pentru că ăsta este coordonator. Și dacă coordonatorul nostru nu funcționează, atunci nu funcționează nimic. În felul acesta, dumneavoastră astăzi, veți învăța parțial o bucățică din sistemele de corespondență, butonajele telecomenzilor, picioarelor și mâinilor. Atât. Restul se învață ani de zile. Am studenți care studiază din 2000. Pentru că eu pentru prima dată am început să citesc cursurile în 2000. Iar în 2009 abia am primit titlul de maestru de aur în microacupunctura Sujoc. Și suntem de toți în toată lumea câțiva, 26-27. Deci puteți să vă gândiți că unul din maestrii de aur sunt numai unul la dumneavoastră în România. Avem în România care i-am tras de 10 ani și 3 maestri de argint. Unul este în Buzău, unul este în Timișoara, dacă nu mă înșel, domnul Horeanu, și unul în Hunedoara. Deci 3 maestri de argint care mai avem un pic și i-a duc la nivelul maestrilor de aur, dar avem de muncit. Nu este atât de simplu să primești titlul de maestru. Nu învățăm o săptămână și sunt maestru. Maestru trebuie muncit ani. Dacă eu studiez sujocul din anii 90, iar titlul de maestru l-am primit în 2009, vă dați seama, an de an, 3-4 cursuri, lucrăm, învățăm, lucrăm, învățăm și așa mai departe. Așa că toată lumea mă întreabă, iar pleci la cursuri? Iar plec la cursuri. Trei ori pe an plecăm la cursuri, chiar dacă am terminat facultatea din 96. An de an dezvoltăm și învățăm. Și la congresul din Cipru, care l-am avut în 2013 anul ăsta, noi suntem încadrați ca țară în sectorul cercetărilor științifice, pentru că avem cele mai multe, adică cele mai multe materiale pentru cercetare. Am primit deja toate materialele, centrul de cercetare științifică va fi în Israel.
și toate materialele din toată lumea în cercetare se duc în Israel. Și în cercetare au intrat România, Cehia și Moscova, Rusia. Ei mai sunt și cu învățământul, dar noi suntem cu cercetare, așa că ne învățăm să cercetăm mai departe. Deci, am ajuns la nivelul de coordonare. Da? Coordonatorul. Șeful. Dar șeful ăsta mai are un șef mai sus. Elementul 7. Și ca să înțelegeți ce se întâmplă cu acest șef, o să vă aduc aminte treapta a doua din ceea ce știți dumneavoastră. O să fac așa în spațiu o steluță care dumneavoastră știți cele 5 elemente. Cum le cheamă? Lemnul. Da? Și aceste elemente au meridiane organic. Focul. Care la fel are meridian organic. Pământul. Care la fel are meridian organic. Metalul. Metal. Și apă. Mulți dintre dumneavoastră știu acest lucru, da? Astea se învață la cursul 2 de baze. Noi învățăm mult mai multe de ceea ce știți dumneavoastră. Deci, nimeni nu știe despre elementul 6, care din punct de vedere a elementelor, elementul 6 ține de energia arșiță. Cineva m-a ajutat să traduc din București elementele și mi-a tradus energia arșiței, a zis fierbințeală. Deci, energia arșiței, energia căldurii. Dumneavoastră știți energie căldură. Da. Și atunci, la arșiță, elementul 6, este coordonatorul nostru. Capul, creierul, cu mădva spinării. Care au o denumire? Creierul în limba română, ca meridian, se numește vase sex și mădva spinării se numește trei focare. Numai că le au ca energie și nu ca părți a corpului fizic. Profesorul Pac a dezvoltat în 97 și pentru asta a primit premiul San Francisco, pentru că a găsit în sfârșit perechea care lipsea de la aceste 5 elemente. Dar, tot aici, deasupra noastră, avem elementul 7. Lumina cu întunericul. Lumina care vine din cer. Și întunericul care vine din pământ. Elementul 8. Întuneric. Aceste două coordonează. Și atunci, informațiile în creierul nostru și în măduva noastră vin de la nenea creatorul, că elementul 7, lumina, este creatorul, vin întâi în elementul 6, în coordonator, și după aia se duc la perechile noastre de organe și primesc informații. Non-stop, zi de zi, lumina, întuneric, controlează funcția fiecărui element, fiecărui perechi de organe. De ce profesorul Pac spune în felul următor? Corpul nostru este o fabricuță cu 5 perechi de muncitori, da? Care are un șef de secție și un director. Pentru că fiecare fabrică trebuie să aibă șef de secție și director. Șeful de secție coordonează și controlează cum lucrează fiecare pereche în parte. Iar coordonatorul nostru ne veghează. Vezi că ăsta și-a făcut de cap.
Aici, la foc, avem inima cu intestinul subțiri, care se numesc tot o pereche de organe, corp și intestin subțiri. Dacă aceste două se dezechilibrează, are doi vecini care la fel se dezechilibrează și atunci acei vecini își dezechilibrează ceilalți vecini. Dar orice dezechilibru energetic în corpul nostru fizic începe de la o pereche de organe yin-yang, meridiane. Și trebuie să învățăm să găsim cauza. Cine-i vinovat că acolo s-a făcut ceva? Și asta se numește Constituție. Care ne determină, cu care venim, cu care moștenim și cu care o mai și îmbogățim. Noi cu mintea noastră. Pentru că noi avem de făcut o lecție, dar lecția asta nu e învățată. Și atunci o dezvoltăm prin greșeala noastră. Asta se învață la cursul de bază 2. Sistemele energetice. Cei care au mai învățat despre sistemele energetice, ăsta este corpul nostru fizic cu toate meridianele energetice. Ceea ce știți, de exemplu, la nivelul dumneavoastră. Foarte știu, foarte poate să nu știu. Deci aici sunt reprezentate cele 12 meridiane de bază, care sunt 6 pe mână, 6 pe picior și două coordonatoare, lumina X, Y, noi zicem, axul principal, vas guvernor și vas concepție, aici la lumină, vas guvernor cu vas concepție, așa, și aici se termină cele 5 elemente cu dezvoltarea elementului 6-7. Dar tripla origine, ce e aia tripla origine? Ce e aia șesechizone? Ce e aia spirală? Alea se dezvolt. Dacă știm ABC-ul, și știm să înțelegem ce se întâmplă în corpul nostru când se formează un dezechilibru și acel dezechilibru să-l adaptăm la nivelul cunoștințelor de medicină generală. Ce e la un proces inflamator? Ce e la un proces incubator? Ce e la un proces colector? Ce e la un proces de ofilire? Ce e la un proces terminal? Și așa mai departe. Atunci suntem cu cunoștințele ca un tot în tot. La nivelul conștiinței și cunoștințelor dumneavoastră largi, putem să intrăm în... De aici se dezvoltă și diamantul, de aici se dezvoltă meridianele diamant, de aici se începe a dezvolta noțiunea de tripla origine. Deci toți știm că corpul nostru este construit după nivelul de cunoștință noastră, dintr-un yin și un yang. Da? Atâta știm. Că atâta a ajuns la nivelul conștiinței noastre, această informație a ajuns la nivelul conștiinței noastre. Pentru că atâta a putut să ajungă. Uitați-vă că nivelul conștiinței trebuie să crească și trebuie să gândim că corpul nostru fizic nu este o foaie, o coală de hârtie. Și nici universul nostru nu este o coală de hârtie care să aibă numai planul yin și yang. Chiar și această foaie are grosime de 0,00 mm. Corpul nostru are volum. Deci orice volum înseamnă că universul nostru nu este bidimensional, ci tridimensional. De aia s-a dezvoltat teoria diamantului, pentru că teoria diamantului abia ne-a dezvoltat teoria triplei origini. Și atunci, ce e aia tripla origini? Tri origini, da? Trei izvoare, trei centri, trei de unde începe viața. Profesorul Pac a dezvoltat această teorie în felul următor. Eu toate le descriu pe scurt, pentru că toate astea îmi conglomerează câte un an de studiu. Imaginați-vă că noi locuim în lumea reală, dar deasupra noastră există lumea ireală. Lumea ireală este lumea Newton Zero. Intrarea în lumea reală
este nuto, zero, începutul. De aici începe lumea reală. Asta este granița dintre lumea ireală și lumea reală. Lumea ireală este universul creatorului. Creatorul. Și atunci creatorul nostru a ajuns la granița lumii reale și a transmis în lumea reală particulele fizice care erau un conglomerat de energii haotice, pentru că particulele tot timpul circulă haotic, dacă nu au gravitație. De aceea a apărut întâi forța hetero, care dumneavoastră știți sub numele de Yang, bărbatul, filosofia veche. Hetero este cel care se mișcă în toate părțile. Este foarte, dar nu este materie, este energie. De aceea hetero, Yang-ul este energia. Nenea creatură și-a dat seama că nu este de ajuns că aceste particule, odată ce au ajuns în lumea reală, datorită lipsei de gravitație, ele nu se vor întoarce niciodată înapoi la mama sursă, la tată lor care le-a creat. De aceea, creatorul a hotărât să trimită în lumea reală o a doua forță, forța Como, care dumneavoastră o cunoaște sub numele de Yin, care ține de materie. Dar cum s-a format această materie? Forța respectivă a atras particulele energetice și le-a transformat, le-a conglomerat în forme. Homo este Yin-ul, este femeia, este materia și formele energiilor strânsă de lungă durată, da? Până aici toată lumea știe că există Yin, Yang, există energie, materie și tot în acest univers este construit din energie și materie. Dar mai lipsește al treilea factor, care, din fericire, a fost dezvoltat în secolul 20 de către profesorul Bach și asta este știința secolului 20, forța neutro, care ține în echilibru pe acești doi și este viața din noi. E clar? Noi nu suntem numai Yin și Yang, nu suntem numai Homo hetero. Noi suntem patru. Și ca să înțelegeți cum funcționează această lege, eu vă dau un simplu exemplu. Dumneavoastră, toți ați învățat la școală, prin clasa 11-a, 12-a, cum se dezvoltă embrionul, fetul. La o anumită vârstă, la câteva săptămâni, din trunchi, apar întâi capul, trunchiul, da? Și din trunchi apar formele de umăr, da? Și șold. Și după aia apar membrele. Dar cum apar membrele? Eu o să vă fac așa un desen pentru imaginația dumneavoastră. Asta e fătul nostru, vă zâmbește și aici încep să apară membrele. Aceste zone ale articulațiilor de unde încep să apară membrele sunt nuto, pentru că zero încep. Este începutul, nuto, zero, da? Așa. Cine a venit primul la noi în lumea reală? Forța hetero. Ea este prima. Unu. Cine a venit a doua la noi în univers? Homo. Doi. Și a venit nu unul, ci doi odată. Cine a venit al treilea și mai multe? Trei și mai multe. Forța neutro. Ea le-a ținut în echilibru pe aceste două, le-a ținut în viață. Da? Și atunci, brațele
și coapsele au un singur osicior. 1. E logic? Da. Și acest 1 trebuie să fie primul. Că el vine primul. E logic? Al doilea membru vin antibrațele cu două osicioare. 2. E logic? 1. 1. 2. Și al treilea membru, 3 și mai multe. Câte tendoane vin din articulații? 3. Câte degete vin? 5, 6 și așa mai departe. Deci, 3 și mai multe. E logic? Și la chimie, și la fizică, în totul funcționează legea homo-hetero. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Asta este ordinea creației. Pentru că 1, 2, 3, da? După 1 obligatoriu vine 2, după 2 obligatoriu vine 3. Șirul numeric, da? Matematică. Și mai avem ordine funcțională. Ordinea funcțională, cum ne mișcăm noi. Eu stau în static. Staticul este 0, da? Dar dacă mă mișc, am ridicat piciorul. Dacă l-am ridicat în sus, hetero. În punctul culminant, neutru. Pentru că sunt în echilibru. Cobor piciorul jos, homo. Și stau în static neutro. Încep de la neutro și asta este ordinea funcțională. Deci avem ordine creativă și ordine funcțională. În corpul nostru fizic, orice organ, orice celulă funcționează în ordinea creației și în ordinea funcțională. De-aia noi trebuie să știm și creația și funcția. Cum funcționează. Și nu numai mă mișc, ci absolut și stomacul, și ficatul, și inima, și circulația, sistemul circulator, totul funcționează conform triple origini și nu sistemului dual yin-yang. Asta urmează să învățați ani de zile. Tripla origini să învați cam 3 ani. Pentru că aici sunt și meditația zâmbetului, și importanța zâmbetului, și meditația mișcărilor, salun dong, salun gong, și spiralele, mișcarea de spirală, cu care o să terminăm la sfârșit cu ora 12, și așa mai departe. Deci vă dați seama că tot ce v-am prezentat eu fac parte din cursurile de bază, anatomia și părțile fizic, și cursurile speciale, sistemele energetice. Ceea ce la cursurile speciale necesită cunoștințe profunde, atât în medicina alopată, cât și în tot ce ne înconjoară, în matematică, fizică, iar la cursurile de bază este de ajuns să știm unde e mâna, piciorul și să știm cum să ne facem masaj. Adică presopunctură ca să ne... Cineva m-a întrebat, cum pot să rezolv o problemă a unei fracturi de genunchi? Dom'le, e o fractură, e o ruptură. Cine a lucrat? Din punct de vedere a triplei origini, hetero rupe, pentru că el nu are gravitație. Eu trebuie să adun forța homo ca să se prindă. Dacă o să știu să gândesc la nivelul triplei origini, o să știu ce am de făcut acolo ca să-l adun. Dar ca să ajung să gândesc la nivelul triplei origini, trebuie întâi să gândesc la nivelul fizic. Am făcut o fractură, scopul meu este să găsesc punctul meu de corespondență, zona care am afectat-o și nu mă ating zona care este afectată, ci caut corespondența acestuia ca să-mi înlătur suferința. Asta este scopul nostru primul. Înlătur durerea. Durerea este semnalul că undeva este o problemă. Cine îmi semnalizează mie durerea? Creierul. Creierul, bravo! Ei, cine e ăla creierul? Coordonatorul.
Șeful vă spune, aveți grijă că acolo e dezordine. Faceți ordine. Trebuie să facem ordine. Atât la nivel fizic, cât mai târziu și la nivel energetic. E logic? Da. Ei, aici, până aici a mers ușor. Pentru mulți, partea de bază a cursului, ceea ce astăzi o să învățăm noi, este greu. Pentru mulți este ușor. Și invers, pentru unii, partea de bază, anatomia, părțile corpului, este foarte ușor, când ajung la energii, se împotmolesc că nu înțeleg filosofia energiilor și nu știu să le, să le vadă. Deci noi învățăm cum să le vedem, pentru că ele funcționează, dar trebuie să învățăm să le vedem. Nu numai să filosofez, eu trebuie să văd. Dacă e roșu în gât, e roșu, aia este energia căldurii, pentru că acolo se începe a crește febra. Și deja semnalele trupului îmi spun, vedeți că acolo e roșu. Ce e aia roșu? Este căldură. Și așa trebuie să văd energia, că acolo se manifestă o energie. Dacă am niște coji undeva pe piele, cojile sunt albe, aia e coajă și e materializată, e o energie materializată. Dar cine materializează coaja respectivă? Energia uscăciunii a metalului. Deci în felul acesta trebuie să învăț să văd și elementul, și energia, și manifestarea ei în fizic. Și atunci eu învăț să văd deodată în 3-4 nivele. Dar dacă eu văd numai pe bucățele, eu știu că există energia căldurii, eu dau căldură. Dar știți ce dați? O vedeți? Dați. Deci, aia este mintea. Mintea dă. Și în rest, nu, nimic nu dă. Dar dacă eu îi spun pacientului, îmbrac o culoare roșie, creierul meu, prin receptorii tegumentari, îmi transmit informația că eu m-am îmbrăcat cu o haină caldă. Și sângele meu primește informația și toată celula primește culoarea roșie și eu m-am îmbrăcat cu energia căldurii. Și asta, ziua, dacă e cald afară, eu nu mă îmbrac cu culoare roșie ca să nu fie cald, ci mă îmbrac cu culoare albă sau bleu-marin negru. Pentru că albul este uscăciune. Uscăciunea mă răcorește. Albastru mă răcorește. Da, roșu mă încălzește. Verdele mă pune în mișcare. Pentru că primăvara tot înflorește. Uitați-vă, pomii se mișcă tot timpul în bătaia vântului. Și verdele, dacă sunt mai calm, îmbrac o culoare verde, că trebuie să fiu mai inventiv, mai... Dacă vreau să fac gimnastic și să am succes, îmbrac culoare verde și voi avea succes. Și așa mai departe. Învățăm și la cursul de bază, se învață aplicarea corectă a cromoterapiei după legile celor 5 elemente. Eu de multe ori glumesc și spun, legile celor 5 elemente sunt ca legile de circulație. Dacă intri pe contrasens, ai rupt-o. Plătești amendă și plătești greu, pentru că nu plătești, ci plătești în sănătate. De aceea, legile trebuie învățate dacă vrem să știm cum să trăim sănătos. Dacă nu învățăm legea și învățăm numai niște definiții pe de rost, mintea mea a primit o definiție, dar ea nu învăța să meargă pe drum corect. Și nu învață să circule corect. Și atunci, iarăși, degeaba. Știu eu regula, definiția, dar nu știu să circul. Practică, da? Ne trebuie practică. Trebuie să ținem bine volanul, mașină. Am încercat geamurile să le deschid, nu să deschid, să dăm drumul la aer condiționat. Nu sunt așa de mare tehnician. Diferența să fie mai mică. Nu știu, am de specie mai sus. Ca parte în prezentare este clar ce prezint în general cursul. Vă ajută să învățați lucruri noi, vă ajută să înțelegeți și ceea ce ați învățat până acum,
să vă faceți ordine în cunoștințele care le-ați avut pe bucățele și vă ajută, în primul rând, în orice condiții, să vă acordați primul ajutor. Mai spunem la această terapia reginei, pentru că nu lucrăm cu orbe, ci lucrăm cu instrumente. Lucrăm cu crenguțe, lucrăm cu semințe, lucrăm cu chibrițele, dar nu ating pacientul, aproape că nu-l ating. Asta este iarăși un plus pentru noi și pentru pacient. Așa. Sper că până aici lucrurile sunt clare și o să începem ceva mai palpabil. Dumneavoastră vă vedeți corpul dumneavoastră fizic. Imaginați-vă că aveți în față o oglindă și vă vedeți pe dumneavoastră. Ce este corpul dumneavoastră fizic? Este un cap, gât, trunchi și patru membre. Mâinile și picioarele. Le-ați văzut? Cinci membre în jurul trunchiului. Capul, gâtul, mâinile, picioarele. Câte degete are mâna? Cinci. Câte membre are, sunt în jurul trunchiului? Cinci. Capul, gâtul, în jurul trunchiului. Și două mâini cu două picioare. Care din aceste membre sunt cele mai lungi? Mâinile, gâtul, capul sau picioarele? Picioarele. Uitați-vă la mâinile dumneavoastră. Care dintre degetele dumneavoastră sunt cele mai lungi? Cele două mijlocii. Da? Da. Ce ar însemna aceste două degete mijlocii față de cele? Picioarele. Și atunci, care dintre membrele corpului meu fizic sunt cel mai scurt? Capul cu gâtul. Care dintre degete sunt cele mai scurte? Degetul mare. Degetul mare. Da? Și atunci pe laterale cine a rămas? Mâinile. Acum ne uităm atent la, iar la corpul nostru fizic. Câte membre are fiecare? Trei. Trei are mâinile, trei au picioarele. Câte părți are capul cu gâtul? Două. Ne uităm la mână. Câte părți are fiecare, câte falange are fiecare deget în pat? Trei. 1, 2, 3. Câte falange are? Două. 2, 3. Acum ne mai uităm încă o dată la corpul nostru fizic. Mâinile cu picioarele cum stau? În jos, într-o aceeași direcție. Patru degete sunt în aceeași direcție. Logic? Capul meu este sus. Degetul mare tot timpul vrea să plece în sus și este cel mai flexibil. Puteți să dați vreun deget mai sus decât ăsta mare? Nu. Ei, și atunci o să desenăm. Pregătim foițele. Dacă aveți un A4 în felul ăsta, o să desenați două mâini. Dreapta și stânga. Dumneavoastră vă desenați pălmița. Acolo o să o vedeți, iată, în felul acesta. Am eu undeva un desen. Hai să vă arăt exemplu. Iată așa vă puneți palma și o desenați. Și așa vă puneți palma și o desenați. Și atunci aveți dreapta, stânga. Da? Cel mai simplu. 1, 2. Desenăm două palme alături. Alături pentru că trebuie să vedem dreapta, stânga la ambele mâini. Pentru că vreau să vă învăț să vedeți picioarele, mâinile, capul, gâtul, toracele, abdomenul. Și să știți cum vă faceți corect masajul. Thank you.
Ne aducem aminte de grădiniță. Și mie două foi, te rog. Deci mâna dreaptă și mâna stângă. Pentru că stăm cu fața la dumneavoastră, da? Mâna dreaptă și mâna stângă. Aici le avem, da? Și deja am spus că degetul mare este capul cu gâtul, da? Avem mâinile și picioarele. Degetele mijlocii sunt picioarele, degetele laterale sunt mâinile. Deci, ați desenat? Nu. Nu se vede bine? Nu, de unde de pe de ochi după masă. Ah, și ce scuze? Deci, la mâna dreaptă, deocamdată avem picior, picior, mână, mână. La mâna stângă avem mână, picior, picior, mână. E logic? Și cap, cap. Până aici e logic? Da. Asta am învățat deja acum. Ca să vedem asemănarea. Dar de ce am desenat pe ambele mâini? Pentru că corpul nostru fizic pot fi reflectat atât în mâna dreaptă, cât și în mâna stângă. E logic? De aia avem și în mâna stângă și în mâna dreaptă picioare, picioare. Mâini, mâini. Cap, cap. Dacă o să ne uităm la anatomia detaliată a mâinii, toată lumea știe că mâna noastră are așa zisă o linie a vieții. Știți de linia vieții? Da. Da. Dar de la avem capul și gâtul, da? De la baza gâtului, pentru că avem aici niște osciori care se termină exact în linia vieții. O a treia falangă, a treilea pollice din degetul mare. Noi mai zicem, pe înțelesul tuturor, falanga ascunsă. E aici. Ea este, dar nu se vede ca la degetele de bază, da? Ca la cele patru degete. Acum, noi am făcut părțile în jurul trunchiului. Palma este trunchiul și membrele din jurul trunchiului. Picioarele, mâinile, capul, gâtul. Și osciorul al treilea din falanga a treia din degetul mare, ascuns, care se bazează la linia vieții. Și atunci profesorul s-a gândit în felul următor. Totul are câte o graniță. Totul se limitează câte o linie de graniță. Capul se limitează la mandibulă, prima falangă. Gâtul se limitează la a doua falangă. Și următoarea de la gât trebuie să fie toracele. Și trebuie să găsim această linie de diafragmă, care este iarăși o linie de demarcație a unei părți a corpului fizic. Și o linie de demarcație care ne dictează falanga 3 este linia vieții. Și atunci profesorul s-a gândit în felul următor. Dacă
prin imaginația noastră. Degetul mare, îl rotim deasupra la articulație, atunci granița linii veții va fi linia de diafragmă. Și asta va fi tot toracele nostru. Da? Iar articulația mâinii va fi linia de diafragmă pentru abdomen. Și atunci avem abdomen, torace. Și o să le încercuiesc pe toate astea două, toracele cu o culoare și abdomenul cu o altă culoare. Deci, linia de diafragmă, ăsta este tot abdomenul. Se vede, da? Avem abdomen, avem toraci, cap, gât, mâini, picioare. Am găsit asemănarea? Am găsit asemănarea, da? Dar acum o să fac și în cealaltă mână toracele. Culoare roșie. Capul, gâtul, toracele. Poftim? Și abdomen. Linia articulară este linia de diafragmă pentru abdomen. Și îi zicem linii de diafragmă inferioare. Linii de diafragmă inferioare. De ce se zice linii de diafragmă inferioare? Și linia de diafragma linii veții se zice linii de diafragmă superioară. Pentru că una și aceeași linii de diafragmă reprezentată în două. Adică, uitați-vă atât. Linia de diafragmă a toracului vine deasupra abdomenului, da? E una și aceeași linii de diafragmă reprezentată pe articulația mâinii pentru abdomen, iar abdomenul este inferior toracului, și linie de diafragmă pentru torace, pentru că toracul este superior abdomenului. Logic? Logic. Deci, avem una și aceeași linie de diafragmă reprezentată în felul respectiv, da? Eu încerc să fiu cât mai scurt ca să înțelegeți. Și acum, fiecare... Asta este un corp fizic și asta este un corp fizic. Eu pot să-mi reflec părțile corpului fizic, cât în mâna dreaptă, cât și în mâna stângă. Acum, în fiecare mână, o să trasăm ax de simetrie ca să dăm dreapta și stânga în fiecare mână. Axul de simetrie împarte corpul în două părți egale. Să vedem? Asta e mâna dreaptă. Imaginați-vă că eu sunt în mâna asta dreaptă. Asta este partea dreaptă și asta este partea stângă. De-aia aici avem mână-picior dreapta, mână-picior stânga. Da? Și mă duc și mă așez și în mâna stângă. Partea dreaptă și partea stângă. De-aia aici avem mână-picior stânga, mână-picior dreapta. Și atunci aici este dreapta, stânga, dreapta, stânga. Abdomen. Întorc capul, gâtul cu toracele deasupra, da? Partea asta vine deasupra. Și va fi partea stângă. Capul, gâtul, toracele, stânga. Partea neînhașurată va fi partea dreaptă. Da? În partea respectivă, iarăși, capul cu gâtul îl întoarcem. Partea înhașurată va fi partea dreaptă. Partea neînhașurată este partea...
Iată, în felul acesta am proiectat în mâna noastră, atât în dreapta cât și în stânga, partea dreaptă, partea stângă, partea dreaptă, partea stângă. Și acum, dumneavoastră aveți o problemuță. Asta ce va fi? Mânuța dumneavoastră. Ia uitați-vă. Mâna, da? Și aici mâna lucrează, da? Articulația mâinii. Antibrațul. Și aici antibrațul lucrează. Să vedem? Brațul. Și uitați-vă umărul. Da? Capul de umăr. Capul de corp. Corp, umăr. Corp, umăr. Acum știu că am corp, am umăr. Și picioarele, genunchii, gleznele. Cine are probleme cu genunchii? Îs falangile a doua. Am să le fac cu culoare verde. Genunchii. Special le fac așa, de jur împrejur, ca să le vedeți că sunt, să pot lucra de jur împrejur și pe dreapta și pe față și pe spate. Cine are probleme cu gleznele? Astea sunt gleznele, articulațiile gleznelor. Cine are probleme cu articulațiile mâinilor? Articulațiile mâinilor. Cine are probleme cu articulațiile coatelor? Acum puteți să vă găsiți orice parte a mâinilor sau a picioarelor. Mă doare degetul mare la picior. El este pe partea asta. Nu vă spun de ce, pentru că o să învățăm la curs individualizat. Deci degetele mari le aveți și în deserul din clienții, sunt pe laterale. Și la mână tot sunt pe laterale. Dacă avem o problemă cu degetul mare, degetele mici sunt pe interior, pe părțile interioare. Restul, degetele mici pe părțile interioare. Dacă avem o problemuță cu un deget, aveam o pacientă, un cursant pe aici, tot pe la București, și am venit eu la un curs pe câteva zile, pe câteva săptămâni, nu zile, și, vai, doamna doctor, am uitat unde e degetul mare la picior. Cum am ajuns că degetul mare la picior e acolo? Vă arăt imediat. Pentru că corpul nostru este yin și yang și eu trebuie să mă asemăn cu mâna mea. Am pus picioarele și tălpile pentru că sunt yin. Da? Să vede? Și atunci degetul mare vine pe linia de despărțire yin yang exterior. Mâna se vede, da? Și mâna. E clar? De aceea, picioarele sunt pe mijloc, genunchii, da? Articulațiile, articulații și zonele inghinale. Cine are probleme cu zonele inghinale? Sunt ganglionii limfatici care sunt pe picioare, de exemplu, și dumneavoastră le puteți găsi aici. Organele genitale, care puteți să le găsiți lângă linia inghinală, da? Lângă picioare. Este foarte logic, da? Dar dacă o să mai învățăm anatomie mai detaliată și topografia anatomică, abdomenul se împarte în trei părți egale. Avem organe superioare, organe medii, localizarea organelor abdominale medii și organe pelvine. Avem pelvis superior și mediu. E clar? Deci, avem copii mici. Îi doar năsucul, îi doare urechiușele. Știm că avem degetul mare, știm să găsim în prima falangă nasul și urechile. Unde este nasul și urechile? Dacă prima falangă împărțiți exact în două părți egale. Topografia anatomică, centrul nasului.
Și atunci aveți urechile. Sinusurile, pe linia nasului. Deci toate aici le aveți. Restul cu palpator, cu pixuleț, cu fel de fel de instrumente la îndemână, nu neapărat să aveți instrumente sofisticate, nu știu, le-am pus de fel. Ăsta este unul din palpatoare, care este și masior, masajor și, și căutăm nasul, urechile, dreapta, stânga, stânga, dreapta, mâna, dreaptă, mâna, dreaptă. Dacă suprapun mâinile în felul următor, am partea în mâna stângă, dreapta, în mâna dreaptă, dreapta, da? Dreapta, dreapta. Și stânga cu stânga. Avem o stângă mai mare și o stângă mai mică, da? O mână stângă mai mică, o stângă, o mână stângă mai mare. De aia, o să vă dau o definiție și până la curs, cei care vor veni la curs, care vor vrea să învețe, să pună mâna un pic picate, scriem în felul următor. Uitați-vă atent. Partea dreaptă în mâna dreaptă, da? Și partea dreaptă în mâna stângă. Asta este mai mare ca, ca spațiu, asta este mai mică. Și atunci, partea dreaptă proiectată în mâna dreaptă se va numi corespondență primară. Partea dreaptă proiectată în mâna stângă se va numi corespondență secundară a părții drepte. O să dictez, acum ne uităm la tablă. Și invers, partea stângă proiectată în mâna stângă se va numi stânga primară și partea stângă proiectată în mâna dreaptă se va numi stânga secundară. E clar? Și atunci avem dreapta primară, dreapta secundară. Stânga primară, stânga secundară. Dar de ce se numește primară și secundară? Primarul este primul, coordonatorul. Secundarul este suplimentar. De aceea, orice început de tratament veți începe, dacă este afectat partea dreaptă, veți căuta corespondențele în mâna dreaptă. Dacă aveți dezechilibrări în partea stângă, veți căuta să găsiți în mâna stângă. Mai târziu o să învățați. Când lucrăm la bărbați pe dreapta și sau pe stânga, când lucrăm la femei pe dreapta sau pe stânga. Dar deocamdată, la nivelul dumneavoastră, afecțiunii de dreapta tratăm pe proiecția primară. Afecțiunii de stânga tratăm pe proiecție secundară, primară. Scopul corespondenței să nu atingem partea vătămată, ci să găsim cât mai exact partea corespondentă a părții afectate. E clar? Și acum scriem definiția. În proiecțiile primare și secundare. Partea dreaptă a corpului fizic proiectată în mâna dreaptă se numește proiecție primară a părții drepte a corpului fizic. Se numește proiecție primară a părții drepte a corpului fizic. Partea dreaptă a corpului fizic proiectată în mâna stângă proiectată în mâna stângă
se numește proiecție secundară a părții drepte a corpului fizic. Și invers, partea stângă a corpului fizic proiectat în mâna stângă se numește proiecție primară a părții stângi a corpului fizic. Partea stângă a corpului fizic proiectat în mâna dreaptă se numește proiecție secundară a părții stângi a corpului fizic. Și în felul acesta, dumneavoastră ați învățat părțile corespondente a părților fizice în mână, atât în dreapta cât și în stânga. Corespondențe primare, corespondențe secundare. Acum, practică. Cine are probleme cu mâinile sau cu picioarele? Ia, toți. Tot cu scaun. Tot cu scaun, tot cu scaun. Cine vrea să fie doctorul? Dumneavoastră, poftim? Pentru că noi am venit să învățăm. Nu eu, profesor, dumneavoastră. Pentru că să vă întâlnit când veți avea nevoie... Așezați capul. Așa, vă așezați. Ne spuneți care parte a piciorului vă doare. Deci piciorul stâng. Ce vă doare? Genunchi. Doamna doctor, găsim piciorul stâng. Nu, ați avut probleme. Bine. Căutăm piciorul stâng. În primul rând, doamna a zis mâna, piciorul stâng. Căutăm mâna stângă. Deci întâi, mâna stângă. Mâna stângă e partea stângă. Așa. Dumneavoastră dați-i mâna stângă, doamnă. Așa, puneți-o pe măsuță. Așa. Și căutăm în mâna stângă piciorul stâng. Bravo. Bravo. Și atunci, prima falangă este piciorul, a doua falangă este genunchiul. Toată articulația respectivă va fi genunchiul. Ați văzut? Doamna știe să găsească genunchiul. Acum, să admitem că doamna mai are la îndemână și un mireluș. Tip spirală. Îl îmbrăcăm și îl mișcăm în zona articulației genunchiului. Facem masaj, poftiți. Și căutăm să găsim unde este punctul cel mai dureros în zona genunchiului stâng. Chiar dacă momentan pe doamnă nu o doare, cu palpatorul, căutăm de jur împrejurul articulației punctul cel mai dureros. Îmi spuneți, în jurul genunchiului, unde a fost durerea? Partea in, partea yang, sus sau jos? Partea interior. Aia nu este genunchi. Partea aia este genunchi, e artroză. Artroză. Dar doare da. Copilteul, nu doare genunchiul în sine. Doare aici sau nu aici? Nu doare nimic. Dar unde a fost durerea? Aici sau aici? Aici. Acolo. Deci, trebuie să știm exact ce spunem. Dar unde mă doare? Aici sau aici? Partea din spate, se numește popilteu, partea din față este rotula genunchiului. Și avem rotulă inferioară, rotulă superioară, rotulă inferioară, rotulă exterioară. În patru părți.
A? Da. A? A? Și acum, noi o să învățăm la sistemul energetic că doamna respectivă are o durere într-un punct anume, dar pe acolo mai trasează și un meridian. Și atunci o să învățăm metodici de diagnosticare. Pe acolo mai trece un meridian. Dar ce aveți cu meridianul ăla? Dar ce aveți cu organul ăla? Ia să vedem, este sau un deficit. Și o să învățăm să... Acolo avem stomacul sau vezica biliară, că acolo este o problemă. Articulațiile sunt mai de multe tipuri, au mai multe structuri și avem țesuturi conjunctive, avem țesuturi cartilaginoase și masajul pe punctul cel mai dureros. Mult eu nu mă apuc să fac la doamna, da? O lăsăm pe doamna să-și lucreze singură, i-am găsit punctul dureros, i-am arătat cum să lucreze, primul ajutor i-am dat, restul faci singură. Mulțumim frumos, bravo! Lucrați frumos, bravo! Lucrați punctul care l-am găsit cel mai dureros, e pe meridianul de 10 biliari. Iar după metodici de diagnosticare, o să învățăm tipologia. Când între pe ușă, 80% deja o să... Cum arată o vezică biliară? Slab, palid, verziu, alungit. Excesul e asta? E exces. Imaginați-l bogată, inventiv. Și așa mai departe. Predispoziții la bioenergie. Pentru că sunt foarte... cu capacități senzuale foarte puternice, adică foarte ridicate, nu puternice. Este o diferență între forță, putere și așa mai departe. Un umăr, un genunchi, un cot, care îl avem? Poftiți? Avem un scaun aici. Haideți, haideți! Am venit să învățăm, venim să învățăm. Vreau un număr, ca să vedeți numărul. Pentru că noi la detaliere o să învățăm de ce numărul este aici și cum este articulația umărului. Deocamdată noi învățăm generalități. Așa. Partea dreaptă a codului, da? Trebuie să o căutăm în mâna dreaptă. Cine vrea să trateze umărul mânii drepte? Haideți, doctorul, care este? Haideți, că astea sunt școala de două, de clasa 1-a, 5-a. Haideți, cine vrea să trateze? Eu stau cu lumea. Haideți, așa, bravo. Așa, acolo. Acum, noi o să întindem un pic mânuța ca să vedem partea yin și partea yang, adică partea din spate și partea yang. Acum noi trebuie, doamna a spus că a avut fractură. A avut fractură undeva la antibraț sau a avut o luxație la articulație? Ne spuneți? Nu, fractură la umăr este aici. Deci, exact pe capul de umăr. Așa. Deci, e pe partea yin, da? Pentru că avem linii de despărțire yin-yang și avem articulația yin. Dați-mi, vă rog, un pic... Linia de despărțire yin-yang se duce până la articulație. Capul articulației se vede? Îndoim mâna ca să vedem unde e capul articulației, da? Se limitează tot la linia vieții. Aici. Controlați fiecare capul articulației. Acolo se termină. Și atunci, dacă țin mâna în felul următor, asta este partea superioară a liniei de despărțire și partea inferioară a liniei de despărțire. Și asta este osciorul brațului. Capul. Și cu palpatorul căutăm punctul de corespondență. Care este mai dureros?
Aici? Parte internoare sau parte exterioară? Aici. Aici, da. Am găsit punctul dureros. E aproape de capul. Deci, nu-i chiar capul umărului, ci aproape. Am găsit punctul cel mai dureros și aici putem să punem semințe. O să învățăm cum să aplicăm semințe. Magnețel, magnetoterapie, semințoterapie, inclusiv cromoterapie. La orice fractură, culoare oranj, neutru și culoare roșie. Fractura este de culoare negru, albastru, ca patologie, iar stimularea prin culoare, culoarea roșie. Roșu, verde este culoare de vindecare. Verdele este cel care naște celule vii, nou. Iar culoarea roșie crește celula. Verdele este naștere. Și pictăm mâna. Locul cel mai dureros, o să învățați, faceți toate lucrurile astea. Și masaj, inclusiv cu inelușul, care doamna o să-l îmbra și pe celălalt deget, arătător, și o să-și fac singură masaj. Pe punctul dureros. Când durerea scade în intensitate de la punctul de corespondență, atunci dispare durerea și din fizicul nostru. Mergeți și vă faceți masaj. E logic? E frumos? Vă place? Cu orice la îndemână, nu ne trebuie acid. La curs, când o să vină, o să vă aduc chiar acid din plante, de la brad, acid de la sky vânăt, care se pot pune fără nicio problemă, pe punctele de corespondență. Dacă avem acum acișoarele respective, vă punem acid perpendicular pe punctul de corespondență. Iar la picioare? La degete? Picioarele să le învățăm pe urmă. Trebuie să învățăm bine mâinile, da? Pentru că dacă nu înțelegem mâinile, nu o să învățați picioarele. Picioarele este un pic mai greu, pentru că o groază dintre cursanți sunt care au noțiuni generale de reflexoterapie clasică și le încurcă. Dar noi este total diferit. Și la fel să reflexoterapia clasică se lucrează cu picioarele, cu degetele în sus și aici pe ambele picioare sunt un întreg corpul nostru fizic, da? Și se numește proiecții unite, homosisteme de corespondență, pe când la corespondențele sujoc se lucrează cu picioarele în jos și se lucrează dreptul stâng. Și atunci trebuie să învățăm și aici unde sunt mâinile, unde sunt picioarele, unde este capul, gâtul, trunchiul. Dar, acum ca viziune generală, că nu intrăm în detalii, facem o comparație între degetele mâinii și degetele picioarelor. Care sunt mai apropiate de adevăr? Mâna, bravo! Acum, piciorul nostru este pe pământ. Și datorită forței Homo, degetele sunt strânse la picior. Mâinile noastre sunt hetero. Datorită forței hetero, noi plecăm în sus. Datorită forței hetero, degetele noastre se desfac. Degetele la picioare nu se desfac. Forța hetero desface, forța homo strânge. Și atunci, prioritatea îi vor da cui? Mâinii sau piciorul? Mână. Acum ne uităm ca partea anatomică, structură tegumentară. Talpa piciorului este dură și aspră. Mâna este finuță, moale, da? Și atunci, din punct de vedere neurologic, care receptori vor fi mai receptivi? Mâna sau piciorul? Mâna. Iar prioritate de mână. Din punct de vedere bioenergetic,
Unde sunt energiile negative mai mult? Sus sau jos? Jos. Și noi când mergem cu picioarele le aninăm pe toate. Fără să vrem, da? Dar mâinile noastre? Sus. Și încă o comparație. Mâinile tot timpul sunt spălate, de 10 ori, de 100 de ori pe zi. Sunt curate. Sporii la picioare, care tot timpul se conservează, sunt întotdeauna cu probleme. Ce o să alegem? Mâna sau picior? Mâna. Deci, mai face să învățăm și piciorul? Nu. Din învățat îl învățam, pentru că avem uneori metodici de tratament atât pe mână cât și pe picior. Dar de aplicat în practică, piciorul se aplică foarte rar. Mâna este la îndemâna oricui. Din toate punctele de vedere și la orice culturi religioase. Sunt culturi religioase, nu se dezbracă în fața medicului. Nu cu poți să te îmbraci cât vrei. Mâna întotdeauna e la îndemâna oricui. Și ea nu este rușinoasă, că ea muncește. Ea apucă, ea face, este cea mai flexibilă. E clar? De aceea, la unele din cursuri, eu vă zic, iubiți-vă mânuțele, că ele sunt un tot în tot. Și acum vreo 5, 6, 7 ani în urmă, cineva de la București mi-a dat cadou o cărțulie. Nu țin minte cine, dar unul din cursanți mi-a dat cartea Evanghelia după Toma. Și în versetul 21, este ceva, și nu numai în versetul 21, ci jumătate din această carte este dedicat sugiocului. Și asta abia am văzut după ce am învățat atâția ani. Și la unul din congres, când m-am dus și am citit la Moscova din versetul respectiv, profesorul a rămas uimit. Că el nu s-a gândit că aici poate fi așa ceva. Iar în India există un muzeu de arte plastice în Mumbai, unde este pictat Iisus Hristos în pustiu, drumul spre Tibet, în care Iisus Hristos desenează o mână și un picior. Așa. Deci o să vă citesc acest verset, 22, și dumneavoastră o să urmăriți desenele noastre. De aici, din pagina noastră. Iisus le-a spus, a văzut niște prunci și le-a spus ucenicilor săi, acești prunci care suc sunt asemănători cu cel care intră în împărăție. Ei l-au întrebat, adică ucenicii, înseamnă că devenind prunci noi intrăm în împărăție? Iisus atunci a spus, când veți face din doi unu și lăuntru să se asemene cu afara, și cele de afară să se asemene cu cele dinăuntru și cele de sus să fie ca cele de jos, să aduceți bărbatul și femeia într-unul singur și bărbatul să nu fie bărbat și femeia să nu fie femeie și când veți făuri un ochi în locul ochiului vostru, o mână în locul mâinii voastre, un picior în locul piciorului vostru și un chip în locul chipului vostru, atunci veți intra în împărăția cerului. Logic? Logic. Eu n-am știut asta. Pentru că asta am primit-o când am venit în România. De la cineva dintre studenții, dintre dumneavoastră. Și la sistemele energetice, la fel, este un verset vor fi cinci într-o casă, doi vor fi contra trei și trei vor fi contra doi. Acolo se formează Constituția când sunt trei polarități de plus cu doi de minus, adică trei funcții excesive cu trei deficitari și al treilea din mijloc este Constituția. Deci tot aici. Plus că la nivelul de cunoștințe a legilor triple origine, aici sunt încă câteva verseturi care
țin exact de noțiunile triple origin, homo-hetero, funcția amplitudii mișcării energiilor în, atât în corp fizic cât și în univers. Așa. Acum o să facem o mică pauză de 10-15 minute și o să vă rog un pic să ieșiți afară, să vă lăsească camera. Și după pauză mai repetăm din ceea ce am învățat și trecem la un alt capitol cu mișcare. De aceea, după pauză, scaunul pe lângă. O să facem gimnastică de aici și să amândouă. Cineva m-a rugat să arătăm șoldul, capul de femur și o să vă arăt, m-am arătat umărul și o să vă dau câteva rectificări, că deja lipsă de cunoaștere, am exagerat niște treburi și în locul masajului exagerat am plăcut o bășicuță și bășicuța este exagerat, masajul exagerat, trebuie să-l facem cât un pic să obținem hiperemie și să nu obținem bășici. Deci de-aia avem mai multe corespondențe, am făcut câteva minute la o corespondență primară, după aia ne mutăm pe corespondența secundară. Găsim același punct de corespondență și lucrăm. De-aia avem mai multe tipuri de corespondențe, mini-sisteme, sisteme insecte și așa mai departe. Deci, cine a vrut exemplu cu părțile inghinale? Gabi, eu îl pun și tu... Hai să pun aici, să vedem în doare. Dacă doare ceva aici, în zona asta. Doare? Da, cu cristale lichide, da. Auzi că poți. Aici, da? Îmi găsesc coronare, nu pe Artix. Are problemă cu coronare. Trebuie să vadă dacă acolo fipares nu este depus ceva. De-aia faci fibrilații, cu undeva este o fundătură mică. Și nu circul cum trebuie și când ajunge acolo... Așa. Gata. Începem. Putem să ne dați aerul din nou? Da, să-l punem din nou? Da. Vă rugăm, mulțumim. Așa. Așa. Deci am făcut un exemplu, piciorul, genunchiul, da? Un exemplu am făcut umărul. Și mi s-a cerut să facem un exemplu în zona inghinală sau capul de femur. Cine a vrut zona inghinală? Haideți aici. Eu vreau capul de femur. Da. Deci, luați loc. Luați loc acolo. Deci, dumneavoastră, zona inghinală. Zona inghinală pe partea dreaptă, mâna dreaptă. Deci, piciorul, zona inghinală, da? Zona inghinală, avem linia inghinale. Piciorul drept, da? Linia inghinală. Aici, în zona inghinală, pe linia inghinală, putem avea ganglioni limfatici măriți sau dureri. Deci, nu știm... Nu suntem medici, nu avem un diagnostic, pacientul vine pur și simplu și acuză, da? Noi căutăm punctul de corespondență dureros. Și pacientul ne spune care parte a zonei inghinale doare. Eu cred că acolo. Liniște! Deci, doamna acuză nu o zonă inghinală, ci o zonă pelvină. În zona respectivă, fie este problema cu un ovar, fie este vorba de ce cu intestinului gros, apendicile. Deci, o să învățăm la simptomatici că, uneori, când avem un apendice inflamat, poate să fie limitată mișcarea piciorului drept. Și atunci putem confunda durerea articulară inghinală cu limitarea mișcării. Și în cazul respectiv, este o durere în zona fie ovar, fie cec.
Nu știm. De-aia avem medicina alopată, avem ecograful, îi facem acordarea primului ajutor cu semințe, cu masaj, cu magnețel. Durerea se înlătură și din zona afectată și, dar insistăm pentru a face un ecograf pelvin, mai ales pe partea dreaptă, pentru a vedea care este problema acolo. Da? E clar? Ok. Deci, fie aveți apendicile, aveți scos. Înseamnă că aveți problemă cu un ovar. Okay. Și trebuie să vedeți ce cu ovar drept. Pentru că dacă este mărit, tot poate limita în mișcare. Deci ovarul drept. Nu este pe sistemul limfatic, da? Sistemul limfatic este bine. Deci este zona ovarului drept. Deci acum noi am făcut un test preventiv ca să ne dăm seama exact cam despre ce este vorba. Pacientul nu are de unde să știe. El dă niște simptome, niște acuze. Dar cunoștințele de lungă durată care se acumulează în facultate, ne permite să vedem cam despre ce este vorba și să indicăm pacientului să facă investigații. De exemplu, vin pacienți cu dureri de spate. Puftiți aici. El n-are radiografie, nu are computer tomografic, el nu știe ce are, îl doare spatele și a venit să facă osteopatie. Fără să-și dea seama cât este de importantă coloana vertebrală. Noi să învățăm semnalele după puncte, ce înseamnă semnalele cu dureri pe coloana vertebrală și ce înseamnă în general coloana vertebrală, structura coloanei vertebrale, ce e la țesut cartilaginos, ce e la vertebră, ce e la o protruzie. Și nu ne jucăm așa că dacă mă doare, mă duc și îmi fac osteopatie. Și dacă eu fac paralizie? Deci, nu după urechi, ci după cunoștințe și știință. Nu cunosc, mă consult. De-aia lucrăm în sugiocul merge mână în mână cu specialistul. Eu lucrez cu spitalul de neurochirurgie. Eu nu știu medici care lucrează cu mine, dar ei mă cunosc. Ce de la doamna doctor? Mergeți și faceți asta, mergeți și faceți asta. Deci în momentul când nu este un caz operabil, sunt trimiși la sugioc. Și avem rezultate foarte bune. La endocrinologie, la maxilofacială. Eu nu-l cunosc pe șeful de la maxilofacială, dar acum mulți ani mi-a trimis cineva pe soția lui, care avea o problemă cu depresia. Este o patologie psihoemoțională. Adică trebuie să înțelegem și niște lucruri, că o să vă spun și un banc pe tema asta. Dar după ce am rezolvat cazul respectiv, domnul, văzând în practică rezultatele pe soția lui, îmi trimite orice tip de nevralgie de trigemin. Deci eu nu-l cunosc, dar el trimite pacienți. La endocrinologie, la fel. Eu nu cunosc, sunt doi medici, două doamne. Îmi trimit pacienți cu noduli tiroideni care nu sunt de operat, dar nici nu dau de înțeles că pacientul are oboseală, dureri de cap, dezechilibri cu tensiune arterială și uneori nici medicația deja endocrinologică nu mai face efectul. În câteva ședințe se stabilizează, dar scopul nostru întâi să-l stabilizăm și după aia să dăm posibilitatea să ajungem în involuție. Apropo de pacienta noastră cu patologii psihice. Sunt foarte mulți care merg la cursuri și se dă cărți de-a gata și vă face o listă. Punctul pentru aia, punctul pentru aia, punctul pentru aia. Și vine cineva la o prezentare la Cluj, am fost acum câțiva, vă rog frumos să ne arătați punctul depresiei. Și spun, punctul depresiei nu există, pentru că o afecțiune depresivă este o stare psihică și nu este o afecțiune fizică. Și ea nu poate să aibă. Orice tratament se face prin număr de puncte. Sunt puncte energetice și puncte bioactive, fizice, care le învățăm noi acum. Punctele bioactive diferă de punctele energetice. Punctele energetice transmit informația pe canal energetic, punctele bioactive transmit ca la televizor pe canalul fizic. Eu apăs pe butonul ficatul și îmi răspunde ficatul, dar totodată trebuie să răspundă și canalul ficatului. Ceea ce foarte mulți încurcă ițele și atunci, nu știți nimica.
Pentru că există un complex de puncte care poate să înlătură stare depresivă. Pentru că în orice formulă de tratament intră minim 3 puncte. Stopare, tonifiere, stopare. Sau invers, tonifiere, stopare, tonifiere. Deci trebuie să știm ce facem. Nu facem așa de gata. De gata este o acordare a primului ajutor. Atât. Hărțile sunt numai pentru începător, pentru a învăța ceva, pentru a vă acorda primul ajutor. Femur. Tot pe dreapta. Doamna ne spune că e femur. Și acum ea știe că e femur. Aveți o radiografie, aveți ceva? Luxație de șold congenital. Deci este problema. Deci, în cazul respectiv, ca și la umăr, o să ducem liniile de despărțire yin-yang la piciorul drept. O să ducem linia unde se termină capul de femur și tot aici, în treimea respectivă, vom avea osul șoldului până la linia de despărțire yin-yang. Și cu palpatorul o să găsim exact zona afectată a osului. Pentru că cu ajutorul palpatorului găsim punctul bioactiv exact a părții afectate. Pentru că fiecare parte a corpului fizic este o suprafață, un volum. Și noi nu putem să-l reprezentăm acea suprafață pe un singur punct. Acel punct bioactiv ne arată exact partea afectată. Ca la arhitectură, ne arată exact unde suntem. Ca la topografia hărților. Începem de la capul central și merg spre dreapta. Ca să văd șoldul. Deci nu e pe față, e pe spate. Pe partea yang, asta o să învățați la curs, tot e piciorul drept. Capul de șold. Ia uitați-vă. Ies în față, se vede clar. Asta este limita. Nici într-o reflexoterapie nu veți avea atât de clar capul femural. Dar la doctor, ridicați-vă la casa lor și înțelegeți. Toate astea se fac la partea practică, la curs. Deci căutăm pe capul femural, întâi și întâi locul. Merg de jur împrejurul capului femural, tot cu șol. Ai. L-am găsit. Ai. Deci uneori o să vedeți, asta este găsirea cea mai corectă, pentru că uneori așa, tresat. Deci este o reacție nevralgică foarte puternică, pentru că punctul este, știți proverbul românesc, punct găsit, punct ochit. Exact asta este la sugeoc. Deci aici am găsit punctul de corespondență. Pe lângă el trebuie să mai fie și alte puncte, pentru că dacă este luxație, obligatoriu mai sunt și alte puncte, dar am găsit punctul principal și aceste puncte principale care le-am găsit pe zona respectivă este partea dreaptă spre dreapta spate și în partea de spate. Da? Și aici trebuie lucrat. Am să pun un magnețel ca să vă scoată durerea, un magnețel de steluță. Le ocup asta. Având în vedere că este durere osoasă și este și luxație, iar și orice luxație este hetero, este și luxațiile sunt exces de frig, pun o steluță caldă care trebuie să descarci de acolo energia respectivă. Ați văzut din cafeții? Deci în felul ăsta pacientul face masaj, nu facem insistent, da? Apăsăm perpendicular, dăm drumul, apăsăm, dăm drumul, apăsăm, dăm drumul, apăsăm. Când la 3, 4, 5, 10 apăsări intensitatea durerii scade, lăsăm un pic să se odihnească, da? Și după jumătate de oră, iarăși facem, apăsăm, scade, apăsăm.
până dispare durerea definitivă. Putem să nu apăsăm deloc, pentru că steluța respectivă care este fixată pe punct deja are rol de presopunctor. Plus și magnetul care lucrează cu intensitatea de minus este steluța, plusul este de deasupra. Și o să vorbim despre magnetoterapia un pic, ca să înțelegeți ce se întâmplă. Puteți să mergeți la loc și să faceți steluța până terminăm noi cursul. Așa. Și faceți masaj așa din când în când, dar nu intensiv, că doamna cu inelușul a făcut intensiv și a făcut bășicuți. Deci nu intensiv. Deci masajele reflexogene sugeob nu sunt pentru forță. Sunt pentru detecția punctului și masaj foarte ușor. Pentru că nu este scopul nostru forța. Scopul nostru este să dispersăm energia ușor. Pentru că energiile sunt foarte fluide și trebuie să aveți răbdare. De aceea, v-am dat aici, care au mai avut posibilitatea să iau o poezie, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că la capitolul răbdare, sugeocul vă învață să aveți răbdare, multă răbdare. Vă schimb 180 grade viziunea asupra Universului, când vedeți în toate planurile dintr-o dată, și vă învață să aveți multă răbdare. Deci cu răbdarea treci și marea, da? Dacă aveți răbdare, aveți rezultate. Așa. Ce fac magneții? Cum se pun magneții? Deci, puțin despre magnetoterapie și trecem mai departe. Deci, cei care au învățat fizica în clasa 6-a, este acolo o temă cu magnetism, da? Și știm că orice magnet este construit dintr-un plus și un minus. Plusul este întotdeauna sudul, nordul este minusul, da? Asta este și în sugeoc magneții sunt în felul următor, sunt numiți magneții săgeată pentru direcționarea vectorului magnetic linear. Vectorul magnetic întotdeauna este de la nord spre sud, da? Și magneții steluță, care au fie steluța galbenă, fie steluța albă. Deci dacă steluța este galbenă, aici avem plus sud. Dacă de deasupra este galbenă, aici este plus sud. Și atunci steluța albă minus nord. Steluța albă minus nord. Deci vectorul magnetic care l-am pus acum pe șodul doamnei este să disperseze energia, să scoată, dar totodată încălzește galbenul, încălzește, pentru că întotdeauna vectorul magnetic este de la nord spre sud. E clar? Și atunci acești magneții se pun linear, pentru că meridianele noastre curg linear, sus-jos, da? Au sens de curgere. Orice meridian are sensul lui de curgere și asta se învață. Iar meridianele în magneței săgeată se pun local. De exemplu, dumneavoastră aveți o vezică urinară, da? Și are copilul dumneavoastră enurezis. Nu lucrează sfincterile. Dumneavoastră puteți să-i puneți două steluțe magnetice, un minus și un plus, și ați făcut vectorul magnetic pentru stopare. Și copilul în două zile nu vă face nimic în pat. Plus că dacă o să mai știți că există și meridianul vezicii urinare și o să știți să puneți magnetul pentru stopare, meridian vezică urinară, care în sistemul sugeoc îl cheamă G, o să lucrați și stoparea energiei meridianului vezicii urinare și stoparea funcției sfincterului care nu lucrează cum trebuie și scapă. Și atunci rezolvați problema. Dar pentru asta trebuie cunoștințe. Așa. Dacă mai sunt întrebări, deci atâta vreau să înțelegeți că programa analitică, nici nu, încă nu sunt toate cursurile acolo, încă trebuie să mai apară 3 cursuri generale. Cursurile de bază eu vă le propun primele 3. Fiecare curs în parte sunt 6 zile. 5-6 zile. Deci partea anatomică, 5-6 zile. Partea energetică, 5-6 zile. Bazele. Și sugeochi, 6-8 zile. Că sunt două părți acolo. Întrebarea n-am ascult. În stomatologie sunt aplicații? Da. Local.
De exemplu, avem degetul mare, avem axul de simetrie, nasul central, gura e jumătate din jumătate. Avem dantura, partea dreaptă, partea stângă. Găsim care parte este partea maxilară sau partea mandibulară, de dreapta sau de stânga, sistem de bază, degetul mare. Ați găsit oricare dinte. Partea de sus este gingia, dacă este problemă cu gingia, partea de jos este dintele. Deci am găsit punctul dureros al dintelui, punem semințe, steluță sau acușor. În sistemul tip animal, cel mai simplu, o să vedeți în cărțile care le-ați cumpărat, fiecare deget pe partea ea în unghie este gura deschisă. Și iarăși, ax de simetrie dreapta-stânga și orice dinte îl găsim pe marginea unghiei, în jurul cuticula unghiei, 1-2 mm. Împărțim în 8 părți egale, pentru că avem 8 din dreapta, 8 din stânga, maxilarul, mandibularul și aveți posibilitatea să lucrați pe oricare, ori pe sistemul de corespondență de bază, ori sistem de corespondență tip animal. Deci, semințe, steluțe magnetice, culoare. Și în cazul în care pacientul nu are membre? Niciunul. Niciun. Există homosisteme de corespondență. Homosisteme de corespondență în care corpul nostru fizic poate fi tratat numai pe trunchi și mâinile și picioarele sunt pe lateralele trunchiului, dacă avem nevoie de membre. Aici avem partea de sus, capul cu gâtul până la diafragmă, aici este abdomenul. Și atunci, tot ce ține de cap, gât, torace până aici, există metode de homosisteme de corespondență a părților corpului fizic pe față, în care la fel avem mâinile, picioarele pe laterale și aici avem capul cu gâtul, aici avem trunchiul și aici avem abdomenul. Există scalpoterapie. Eu am adus un stick în care aveam mai mult tipuri de corespondențe pe proiector, dar nu am calculator. Zona copcisului, unde se află? Zona copcisului, unde se află? Unde este spatele dumneavoastră? Pe partea spatelui mâinii. Și copcisul este lângă picioare, aici. Pentru că coloana vertebrală împarte corpul nostru în două părți egale. Și zona copcisului încercați de la linia de despărțire în iang acolo. Acolo îl căutați și îl găsiți. Ce se poate face pentru scolioză? Pentru scolioză. Deci scolioza este o deformare a coloanei vertebrale. Acolo, în meridianul vezicii urinare și a rinichiului, avem foarte mult vânt. Trebuie de învățat întâi ce înseamnă vânt, ce înseamnă structură osoasă și de înțeles cum stopăm vântul din acea zonă. Dar din punct de vedere fizic, vă arăt ce se poate. Deci asta este mâna dumneavoastră pe partea iang. Până la degete. Până la picioare. Ax de simetrie. Deci prima treime, a doua treime. Unde avem scolioza? Dorsală. Care vertebre? Care vertebre? Nu știu. Să zicem dorsal. Să zicem dorsal 11-12 cu el 1, el 2. 11-12 cu el 1, el 2. În zona respectivă. Sau să zicem că dacă avem dorsal 3-4 până la 8, atunci avem coloana vertebrală cutia toracică pe partea iang. Așa. Aici împărțim în 8 părți egale. Coloana vertebrală trebuie să fie dreaptă, da? Dar ea este... Ține așa. Asta este coloana noastră.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Așa. 8 vertebre. Cea mai mare, să zicem, cea mai mare deformație este 4, 5, 5, 6. Exact. Să admitem. Atunci, în cazul respectiv, putem să punem un magnețel linear cu vectorul magnetic minus plus, care tragem un magnețel linear cu vectorul magnetic minus plus, unde tragem coloana să fie dreaptă. Și după aia îi punem pe coloană un magnețel plus, aici presopunctură, magnețel săgeată. Deci fac o forță fizică ca să atrag, să trag coloana înapoi. Mai există tipul cusătura chirurgicală, unde punem magnețelul pentru ca să se echilibreze coloana vertebrală în felul următor. Punem pe corespondența coloanei, nu contează că coloana este curbată, deci îmi punem un minus cu plus, după aia un plus cu minus și iarăși un minus cu plus. Și atunci ne trage coloana și ne îndreaptă. E clar? Să pun un număr de 4 magneții plus cu minus, că avem aici vectorul magnetic minus plus în sus în jos, vector magnetic plus minus sus în jos și vector magnetic de echilibru local. Și pentru protruzii? Fiteama din o coloană deformată la, să zicem, 14-15 ani, se rezolvă într-un fel, dar o coloană deformată, să zicem, la vârsta de 50 de ani. Da, deja la 50 de ani ajunge în cifoză. Aia nu mai este scolioză, deja este cifoză. Deci ca să ajungi la vârsta de 50-60 de ani cu coloana de, deja cifoză, atunci trebuie să avem grijă în tinerețe de sănătatea noastră. Există exerciții de elongație, kinetoterapeutice și la o persoană de 70 de ani nu poți să-i fac osteopatie, să-i îndrept sau nu știu ce, că nu este indicat. Dar gimnastica, o să vorbim acum, în continuare, despre gimnastica cu mișcări în spirală și cum se poate îndrepta coloana vertebrală și prin mișcare. Noi avem mișcare în corespondență, în spirală, și în mișcare samundong, tai chi samundong și tai chi samungong, care avem samungongul, sunt axele verticale, claviculare și liniile de despărțire yin-yang și intersecția liniilor verticale care țin de diafragmele inghinale, diafragma principală, diafragma gâtului, intersecția axelor verticale cu axele orizontale, în rotație formează meridianul spirală. Și atunci spirala dă drumul și la vertical și la orizontal. Și atunci, mișcându-ne într-o fel anume, putem îndrepta coloana, putem îndrepta șoldul, putem îndrepta orice parte a corpului nostru fizic. Sunt mișcări foarte lente, mișcări foarte finuțe, dar care lucrează foarte bine la tendonul muscular, pentru că tendoanele musculare orice articulație ține de tendon muscular. Și atunci, între tendoanele musculare există un ax orizontal și există un ax vertical. Între aceste se formează meridianele spirală. Mișcarea în torsiunea de spirală detorsionează punctele articulare care au o importanță foarte mare și există capitolul metodici de tratament și diagnostic după articulații. Puncte se numesc puncte spirituale. Puncte articulare, puncte spirituale. Și pentru protruzii? Și pentru protruzii mai dăm să mănânci răcituri. Protruziile sunt lipsa de calciu și lipsa de țesut cartilaginos din corpul nostru fizic și efortul fizic la mușchii slab nepregătiți, care presează, compresează și crapă. Asta este protruzia. De aia trebuie și mișcare și mâncare. Mâncarea tot este energie. Pentru liniște culoare, în care
Depinde ce avem cu rinichiul. Dacă avem proces inflamatoriu la rinichi, îi dăm culoare albastră. Dacă avem insuficiență renală, nu îi dăm culoare albastră, îi dăm culoare verde când îi trebuie să punem în mișcare. Dacă avem petrecele, îi dăm culoare oranj, morcov. Dacă ești inflamație, ești inferice. Ei, acolo deja e un trebuie să vedem exact deci avem rinichi. Adică dacă pui o culoare face rău. Marea majoritate, mă ascultați. Deci marea majoritate a rinichiului pietrele se fac aici în calice. Și după aia pornesc pe canal. Dumneavoastră, proces inflamatoriu puteți avea aici local, din cauza pietrelor care vă lezează și nu este o inflamație cu infecții de stafilococică sau enterococ sau ceva, ci este o inflamație din cauza că sunteți lezați, adică sunteți traumatizați. În cazul respectiv, zona respectivă pot să o desenez cu culoare verde, pentru că trebuie să mișc pietrele astea de aici. Nu lucrează. Și mă pun și magnețel sau semințe sau cu culoare oranj ca să topesc petrecelele. Aici, în zona respectivă, culoarea oranj este neutră. Și pun doi magneței pe corespondență, minus plus, pentru ca să mișc petrecelele. Minus plus. Culoarea oranj dilată, morcovul dilată și dă drumul la mișcare. Vântul pune în mișcare, peristaltism. Și suprarenalele? Suprarenalele sunt glande endocrine care au culoarea alb sau maro. Dacă sunt insuficiență de secreție, atunci le desenăm cu culoare verde sau roșu. Verdele de mișcare, roșu crește numărul de secreții, numărul de hormoni. Da, pentru o bursită la bleznă? Bursita este exces de umiditate pe vezică urinară. Punem culoare verde. Tot ce avem umflat, punem culoare verde. Varză. Pe locul dureros. Varză, da, pe locul dureros puneți varză, are piramidon și are efect antiinflamator. Găsiți punctele de corespondență, puneți semințe de jos la genunchi sau dacă e la cot, la cot. La gleznă, în jurul gleznei, bursit în jurul gleznei. Și acolo, în jurul gleznei, să vedeți că bursita e pe meridianul vezicii urinare. Aici. Ce, da? Ce semințe? Grâu. Deocamdată când ați învățat semințoterapia, faceți cu grâu. Grâurile sunt... Grâul este semință universală. Nu vă trebuie să știți mult. Luați un leucoplas, puneți în rând acolo vă câteva și puneți de jur împrejur pe articulație și masați. A doua zi nu mai aveți nimica. Dar pe meridianul... Țuitul în urechi trebuie întâi făcut investigații la ORL, să vedem dacă nu este neurologică sau osos. Deci este canal auditiv intern-extern și este nerv auditiv pe canal auditiv și pe os. Și trebuie să vedem de unde vine țuitul ăla. Poate să fie o otită banală, dar poate să fie pe acufenile pe sistem nervos. Și atunci mai este pe cochilii, pe neurovestibular și așa mai departe. Deci trebuie făcut consultul de, foarte minuțios la neurolog și la ORL. Și după aia rezolvăm. Deci așa, numai după simptom, e un țuit, dar el mai are mai multe cauze. Poți să mai... Meridianul da. Spline? Ce-i cu splina? Ce-i cu meridianul splinii? Dacă splina funcționează bine. Dacă splina este leneș, o tonifiem. Tonifiem cu culoare galbenă, gust dulce. Dacă... Hemoroizii pot fi tratați? Poftim? Hemoroizii da. Ce sunt hemoroizii? Eu vă pun să gândiți dumneavoastră, pentru că este o afecțiune a vaselor anusului. Noi avem vase yin și vase yang.
Alea sunt vase yin și este un exces de frig în vasele yin ale anusului. Fac parte din structura intestinului gros. Este un tratament mai complex, nu se tratează pur și simplu, dar în caz când este inflamat, porțiunea de corespondență a anusului, iată întreimea inghinală aici, când este inflamat, desenă culoare neagră sau dacă sângerează. Dar asta nu o rezolvați pentru că acolo este un conglomerat de sânge închegat care trebuie eliberat. Și atunci trebuie lucrat prin acupunctură în căldura intestinului gros, partea anusului. Și se lucrează pe trei structuri, substructuri, sub. Pe patru nivel, la patru la nivel ajungi la energiile individuale ale vaselor yin. Organul este yang, ajunge întâi la intestin gros, după aia ajunge la partea anus, după aia ajunge la vase, după aia ajunge la vasele yin și vasele yin din anus. La cincilea strat trebuie să ajungi. Este la nivel Sunt patologii care se tratează ușor, sunt patologii care se tratează greu. Adică nu că din punct de vedere fizic, din punct de vedere energetic, trebuie ajuns la, la sursă, la cauză. Fița magilă, colonul iritabil se poate trata? Da, colonul iritabil. 1. Regim alimentar toată viața. Fără carne. Nu e adevărat. Greșit. Nu cred. Cine a zis că fără carne, greșit. Nu ne-am născut în secolul 1 când ne-a trimis creatorul particulele el. 2. Ceaiul de fojarniță să nu lipsească niciodată. Și 3. Toate mâncărurile să fie hiposodate. Hiposodat înseamnă fără sare, fără prăjeli, fără grăsimi și treptat trebuie găsit suplimente alimentare care ne trimit acolo bifidobacterii, care ne trimit acolo floră bacteriană, care ne trimit acolo celuloză pentru a pune peristaltismul în mișcare și pentru a întări membrana mucoaselor, pentru că țesutul colonul iritabil este din cauza mucoaselor iritate, inflamate și trebuie tratat mucoasele. Iar mucoasele care sunt iritabile irită și țesutul muscular a intestinului gros și atunci avem de tratat la mai multe nivele. Deci membranele, vă dau un secret din punct de vedere alimentar, membranele mucoaselor digestive se tratează cu supliment de zinc și chitosanul, care este pansament gastric sau iarbă mare. Micșorează pH-ul și înlătură inflamația. Iată o gândire la nivel și de medic și de, de terapeut. Trebuie ne gândi la două nivele, da? Ce e aia proces inflamator? Care este acolo inflamat în intestinul gros? Cine este inflamat? Mucoasele. Ce s-a alea mucoase? Și aia face parte din intestinul meu. Care, cine a cauzat colonul iritabil? Lipsa de enzime. Ceva s-a întâmplat la începutul digestiei, nu la sfârșitul digestiei. Ceva s-a întâmplat la zica biliară, la pancreas, nu s-au eliberat anumite enzime la ficat, nu s-au eliberat ceva acolo în timpul digestiei și atunci intestinul meu tot a fost blocat acolo. Plus că aici mai este o gândire rigidă și greu de convins că până vă hotărâți să luați o pastilă, trebuie să roage toată lumea de dumneavoastră să vă convingă. Și aia este tot o cauză. Am scăpat o pierluță. Ați prins-o. Este o temă în cursurile de speciale. Particulele M, particulele miraculoase. Metodici de tratament cu ajutorul particulelor M. Este la un nivel de meditație și conștiință foarte înalt. Dar aici trebuie pregătire. Deci trebuie să înțelegem ce aia aliment, ce aia energie, ce aia organ, ca să ajungem la particulele IEM. Particulele IEM este o formă de bioenergie asemănătoare cu Reiki, asemănătoare cu bioenergia, dar la nivel mental. Este o formă de actuală, este foarte bine
cotat în România, am auzit eu, o formă de fizică cuantică. Particulul REM este fizica cuantică. Asta este asemănarea directă. Pentru că vibrația creierului emană niște particule, vibrația fiecărui dintre voastre emană niște particule, particulele vibrate de creier se numesc particule miraculoase, M. Sau neuroștiință. Sau neuroștiință. Dar pentru ca să ajungem să lucrăm cu particulele M, trebuie să avem un nivel de pregătire foarte înalt la toate nivelele, fizic, energetic, spiritual și după aia M. Trebuie să ajungem și noi miraculoși, nu? Așa. Dacă până aici este clar că aveți multe de învățat, haideți să trecem la capitolul 2, importanța mișcării. O parte dintre dumneavoastră și-au luat niște foiițe cu niște tălpițe. De-aia am lăsat ultima foaie pentru tălpițe, dar n-am luat. O să aveți unul de la altul, să vă luați și o să vă uitați unul de la altul. Deci, aveți tălpile dumneavoastră. Astea sunt... Eu am desenat tălpile pe tablă și aceleași tălpi o să le vedeți acum aici pe podea. Intersecția din mijloc este punctul 0, Newton. Și eu mi-am pus mijlocul tălpilor mele pe linia punctului neutro. Astea sunt două tălpi care le aveți dumneavoastră acolo. Da? Eu stau în poziția 0. Forța hetero ce face? Desface. Și atunci, desfăcând piciorul, am poziția picioarelor hetero. Forța homo ce face? Strânge, adună. Și atunci poziția piciorului în față ne adună picioarele, da? Homo. Forța neutru mă ține în echilibru. Linia neutru. Și piciorul meu este pe linia neutru. Da? Avem punctul 0, linia neutră, piciorul, mijlocul piciorului pe linia neutru. Toate astea trebuie să fie imaginare pentru dumneavoastră. Să vă fixați un punct 0, să vă fixați o linie neutră și o linie neutră care să vă permită să faceți mișcarea picioarelor hetero, homo, neutru și 0. Asta este tai chi într-un singur pas și tai chi respectiv se numește tai chi Samundong, dar mai avem Samungong, care țin de meridianele spirală lineare, Sujoki zone. Aia o să învățați la curs. Noi acum, scopul nostru este să vă învăț măcar ceva de mișcare. În momentul când am făcut hetero, dacă o să vă sculați și o să puneți scaunele pe laterale și o să vă uitați, o să vedeți mai bine. Încercați să vă sculați și să faceți o poziție hetero, să vedeți cum se desfac. Poziția întâi de la balet. Cine a făcut balet în poziția întâi. Da, dați scaunele pe laterale și încercați să faceți poziția piciorului hetero. Și ca să simțiți ce se întâmplă cu articulațiile dumneavoastră și ale șoldurilor și ale genunchilor și ale gleznelor. Poziția hetero. Deocamdată eu stau în poziția hetero. Poziția hetero trebuie să fie așa. Dar fiind în punctul 0, picioarele mele sunt în punctul 0, da?
Eu trebuie să mă mișc cu trunchiul și cu picioarele, fața mea se duce încolo, iar piciorul meu se disface, ăsta nu-l mișc, ați văzut că nu l-am mișcat deloc. Numai cu partea dreaptă, cu partea stângă m-am mișcat deocamdată. Și uitați-vă când eu am stat în poziția 0 și când am desfăcut, uitați-vă cum se rotește trunchiul și după aia se rotește piciorul. Și mă rotesc cu totul după picior. Și atunci s-a rotit și piciorul stâng și piciorul drept datorită faptul că el stă pe loc. Și fața mea s-a mutat încolo, da? În poziția comă, eu când mă întorc, piciorul meu vine în față. Și ca în fața mea deja se întoarce în partea asta. Capul meu îți vine în jos și poziția corpului este strânsă. Pentru că eu sunt în comă. Iar piciorul lucrător vine în fața piciorului care stă pe loc și nu se mișcă. În forma lui T. Așa, deci la jumătate, da? Numai că eu nu-l lipesc, ci îl pun în față. Dar uitați-vă ce torsiuni, ce rotații se fac la picioare. Și atunci ce fac articulații mele? Deblochează tot. Și pe aici trec niște meridiane și se deblochează, aici trec, se deblochează, aici trec, se deblochează. Dar când mai lucrez și cu mâinile, deci ăștia sunt pași și la început o să învățăm să lucrăm 5-10 minute cu pașii, după aia o să învățăm să lucrăm cu mâinile. Eu vă arăt o singură mișcare cu mâinile. Când am făcut piciorul hetero și mâna mea, uitați-vă cum se rotește, da? Hetero. Asta se rotește hetero. Și palmele sunt în sus, hetero. Sunt în rotație. Când m-am întors în homo, piciorul l-am pus în față. Mâna mea se rotește în față. Cea care a fost în jos se ridică în sus și se rotește. Toate mișcările se fac în rotații. E clar? În mișcare de spirală. Astea sunt spiralele. Și atunci în spirală. Iar neutru, mâinile sunt în echilibru. Balanța. Piciorul stă în neutru. Și numai poziția homo, asta neutru, vine în poziția inițială, zero. Pentru că neutru este zero. Hetero este desfăcut. Homo este strâns. Neutru este echilibru. Echilibru trebuie să fie nu sus, nu jos, ci orizontal. Drept. Nu se învață dintr-o 10-15 minute, se învață ani de zile. Pot să vă spun că am 8 ani de zile și eu încă n-am luat diploma de maestru, așa că mai am. Am 4 ani de când merg la Cipru să-mi iau diploma de maestru și n-am luat încă. Dar sper că o să o iau. Nu se face un pic de liniște, vă luăm frumos la ziua. Deci orice mișcare, întotdeauna, să începe cu partea stângă, să fac 3 mișcări pe stânga, aceleași mișcări se repetă și pe dreapta. Să fac 3 mișcări pe dreapta. Și restul mișcărilor, toate se fac cu mâini. Mișcarea de hetero, 3 mișcări hetero. Mișcarea de homo, 3 mișcări homo. Pentru că homo este 2 și este unit. Și mișcarea de neutru, 3 mișcări neutru. Deci asta este primul stadiu. Mai este 2 pași. Dar dacă vă bag în 2 pași, eu nu mă pot să vă arăt cum se dansează. Dar rest... Și mai avem tai chi-ul în tripla origine. Aia este cea mai frumoasă tai chi. Cel mai frumos. Este extraordinar de frumos. Și se lucrează extraordinar de frumos. Și energiile pur și simplu plutești. Tai chi-ul în 2 pași. Se face odată hetero, a doua oară homo. Se întoarce înapoi hetero, homo. Neutro, 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 neutro. Și zero. Și mâinile la fel se fac hetero, homo, neutro, neutro. Sunt 4 mișcări, 1, 2, 3, 4, dar sunt foarte multe mișcări, da? Trebuie să le ții și stai în ordine. Să începi cu hetero, să continui cu homo și pe urmă cu neutro și după aia
universalul. Deci mișcările universale iarăși sunt cele mai frumoase. Cuprinderea universului. Heteron sus, mingea, globul pământesc. N-am desfăcut mâinile, homo în jos și neutro în coșul pectului. Și zero, poziția inițială. Dacă o să vă placă, noi suntem atât de mulți, dar sper că facem ceva. Aș ruga să dați scaunele pe laterale și să exersăm. Măcar cu 3 exerciții să mergeți acasă. Ne mișcăm sau nu ne mișcăm? Da, ne mișcăm. Din capul ăla de clasă, avem din capul ăsta de clasă. Că toată lumea s-a dus acolo. De aici nu ca mine. Mi se deschide nimic, nu da, mă. Haideți fața la mine. Fața la mine. Așa. 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 Așa, bravo! 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 Aici este spațiu destul, nu știți să vă aranjați dumneavoastră și scaunele nu stau pe lângă perete. Dacă vă aranjați câte doi, câte doi, în șac, să lucrează. Doi, 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 patru. Am adus o mată în piață, în piață, în piață, în piață, în piață, în deci după ce am făcut stat în piedră, deci hegerul, homo, nu e ușa acolo, zero. Următorul, cu mâna dreaptă, hegerul, homo, neutro, urmăriți și capul, trunchiul, capul după mâna lucrătoare. Zero. Deci am făcut 3 exerciții, dreapta, stânga, poziții hetero-hetero. Acum poziții hetero-homo. Deci mâinile, homo. Dar este poziții hetero-homo, pentru că palmele sunt în jos. Cu piciorul stâng. Homo. Mă uit în oglindă. Neutro. Palmele sunt în jos, vedeți? Nu mai sunt așa, în jos. Și zero. Hetero. Hetero. Homo. Ce s-a numit? Neutru. Zero. Deci odată și avem palmele în sus și odată cu palmele în jos. Da. Odată am făcut așa și odată așa. Așa de două ori. O dreapta, stânga. Și poziția hetero-neutru. Hetero. Hetero. Cu spalmele, toate exercițiile sunt cu mâini desfăcute. Hetero. Homo, neutro, zero, hetero, hetero, homo, neutro, zero. Astea sunt 3 exerciții stadii hetero.
hetero-hetero, hetero-homo și hetero-neutro. Dacă le învățăm pe astea, putem merge mai departe. Homo. Hetero. Nu se disfac mâinile. Homo. Neutro. Zero. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Și al treilea, al doilea. Hetero. Homo. Neutro. Neutro. Zero. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Și neutro-neutro. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Și hetero. Homo. Neutro. Zero. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Și neutro-neutro. Neutro, hetero, hetero, hetero. Mâna nu se duce nicăieri decât numai să întoarce. Homo. Neutro. Zero. Hetero. Hetero. Homo. Neutro. Zero. Și perfecțiune absolută. Hetero. Asta e cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Homo. Neutro. Zero. Și hetero. Homo. Homo. Neutro. Și zero. Și iată, astea sunt primul stadiu de dezvoltare Tai Chi Samondo. Este total diferit din tot ce știți dumneavoastră. Se face după anumite ritmuri de muzică. Pașii se fac în, pentru început, se face un ritm de muzică de lucru cu articulațiile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și așa se numără până la 8, până să învați fiecare mișcare într-un anumit ritm. Și după aceea se pune o muzică specială ca în acest ritm să facă mișcările în sincronizare ca să se lucreze spre energie. Și se lucrează foarte bine. Deci cei care au probleme, mai ales cu articulațiile, dar cel mai bine lucrează, mai ales pentru cei care vor să slăbească. Dacă faceți o lună de zile, 7-8 kg le dă jos fără nicio problemă. Numai prin mișcarea de torsiune, iată, mișcările astea de rotație. Deci rotația cu trunchiul. Trunchiul trebuie lucrat, diafragma.
Pentru slăbit, a spus? Da, da, da. Și alta, alta... Păi de... să slăbesc picioarele, slăbești burta, să duci tot. Abdomenul. Pentru slăbit, în afară, care mai este? Poftim? Alimentația. Deci nu alimentare. Alimentația o știu. Și voință. Dacă este de la să carte. Dezvoltăm subiectul slăbitului, trebuie să luăm de la. Dacă pacientul este nervos, dacă pacientul are dezechilibri hormonal, dacă este menopauz, ce vârstă are, și atunci ce-i cu ficatul, ce-i cu stomacul, ce-i cu vezica biliară. Și atunci vedem că e nervos, că-s bulimic, că-s anorexic și așa mai departe. Deci nu există un standard. Dacă avem de făcut post, faci regim alimentar și nu-i slăbit, înseamnă că avem o vârstă de un dezechilibru endocrin. Trebuie să mă iau pe dezechilibru endocrin. Și deja pățin eu regim alimentar și îmi strâng stomacul. Și după aia dau peste cap și sistemul digestiv și sistemul endocrin e mai varză. Pentru că toate organele se alimentează de la sistemul digestiv. Cu alimentația nu e de joacă. Alimentația trebuie întreținut. Când o să învățăm sistemele energetice, o să învățăm o parte din alimente, energiile alimentelor și alimentația corectă după energiile alimentelor. Și nu punem acolo fixuri. Asta nu pot să mănânc că nu trebuie să mănânc. Dar dacă corpul meu are un deficit și îi trebuie, eu de ce mi-mi pun și mint mintea? Pentru că mint corpul. Dar corpul meu are un deficit, dar eu nu-i dau. Și apoi ajung să mă simt și mai rău. Și atunci eu nu-i dau, că mi-a zis nu știu cine, că să nu-i dau, dar corpul meu are un deficit. Și de acolo nu-i dau, aici nu am, și de unde să-i mai dau? De acolo, de sus, nu vine numai, nu dovedește. Și atunci, de sus vine, dar de aici nu vine, de acolo nu vine, de acolo nu vine. Și unul singur nu poate, trebuie să lucrez în patru planuri. Mulțumim. Și cum se echilibrează sistemul endocrin? Sistemul endocrin întâi se începe de la hipofiză, pentru că ea este controlorul tuturor glandelor endocrine. Ăla este coordonatorul. Și începem de acolo. Tonifierea hipofizei este o funcție de lucru a hipofizei, ca să aibă puterea de a controla și de a dirija. Și în momentul când hipofiza are puterea de a controla și a dirija, abia atunci mă duc în structura sistemului endocrin și lucrez cu orice glandă endocrină individual. Dar nu lucrez fără hipofiză, fără timus. Avem timusul pentru imunitate, hipofiza pentru controlul absolut. Și o parte din glande sunt pentru imunitate, o parte din glande sunt pentru apărare. Doamna doctor, dar activarea timusului, că e o problemă. Dar nu-l activăm. Noi îi facem presopunctură ca el să secreze într-un mod normal un număr de hormoni, pentru că acolo se secretă celulele stem. Din timus se secretă prin osul psihoie celulele stem. Și atunci celulele stem care meresc în sânge se duc acolo exact în trep, dacă avem nevoie de ajuns ca să-i transporti. Dar mișcări fizice nu sunt pentru stimularea ei, nu? Mâncăiem sufletelul în sensul acelor orar. Și să dea drum. Da? Sau așa. Nu știu că așa mă te-ai luat. Depinde dacă nu poate fi autoimună tiroidă sau autoimună bolosoasă. Da, bolile autoimune. Deci ce se întâmplă la bolile autoimune? Sunt un dezechilibru de secreții. Tiroida nu este bine stabilizată. Uneori poate să secrete prea mult, uneori poate să secrete prea puțin. Și atunci noi nu putem să o prindem când, cum secretă. În funcție de anumite simptome. Odată pot să mă simt într-un fel, odată pot să mă simt într-un fel. Dar, ca să o pot stabiliza, culoarea glandei endocrine este culoarea oranj, neutru. Desenez culoarea tiroidei cu culoare oranj și atunci ea se stabilizează. În momentul când ea secretă mai mult decât trebuie, ea se duce la limita normală. În momentul când ea începe să se inhibe și nu vrea să secrete, iarăși culoarea oranj o pune să secrete până la limita normală. Deci culoarea oranj practic dă o tentă de a ne echilibra la limita normală. Deci ne dă un ordin prin culoare
ordinul de a ne echilibra la limita normală. Poți să pui fularul oranj. Sau te gândești la culoarea oranj pe corespondență. Da. Există doamna Trifu. Vă înscrieți și la solicitări când vă organizați, eu am venit. Fie pentru cursul job, fie pentru Tai Chi. Aha. Și cât costă sau cum e? În funcție de numărul de cursanți și în funcție de locație, cât de scumpă este sala.